28 de ani de muncă mină. Nu la sau pe la, sub, ci în. Subteran. Da, da. Unde ați muncit? La Dâlge am început în 65 și în 94 am terminat la Livezen. Da. Da. Uite. Și afară am mai lucrat încă 8 ani de zile. Să începem cu 13-15, dacă vă amintiți dumneavoastră, care erau informațiile de la televizor despre ce se întâmpla în piața universității înainte de 13-15 iunie 90, înainte de plecarea. În Vale nu era altceva decât ceea ce era la nivel de întreaga țară. Ce dădea televiziunea română. Atâta. Asta era. Mai puțin și celelalte, când nu prea erau ele formate, nu? Așa? Și știam și noi, de fapt, din ce am văzut, fără identitate nu răspund, cu telefon ascuns. Ce am văzut? Că ardea București, ardea Ministerul de Interne, ardea proaspătul sediu al SRI-ului, că era înființat în aprilie, și ce Dumnezeu mai ardea? Ardeau acolo autobuzele alea pe lângă Intercontinental, așa, Inter, ca să vorbim în limbajul așa obișnuit uzual. Și s-a hotărât lumea să plece. Dar în ziua de 13 ne uitam la televizor și, cum v-am povestit, la biroul CPUN-ului Petroșan și biroului FSN Petroșan, unde eram împreună cu colegul meu, cu domnul Claibăr, a năvălit o gașcă de vreo 20 de inși, haidamaci Cătușa, împreună cu Miron Cosma, că ce facem noi, că noi nu facem nimic pentru ca minerimea să se ducă, să dea o mână de ajutor, să pregătim garniturile, trenurile, pentru ca să poată pleca ei care vor să apere și mai departe cu ceririle Revoluției. Mă rog, bla bla. I-am spus clar că dacă are chef de gălăgie sau nu știu ce și să urle, să zbiere, cum avea el obiceiul, să vorbească dezgânat, că așa a vorbit întotdeauna, nu are altceva de făcut decât să meargă vis-a-vis de clădirea fostului Comitet Municipal de Partid Actual Primărie, Casa Clubul Sindicatelor, Casa de Cultură. Acolo sindicatele sunt stăpâni, poate să, unde eram noi, acolo era o autoritate locală, nu derivată de sus din descentralizarea aceea, care autoritate locală a fost întotdeauna, noi reprezentam statul la care era, noi reprezentam guvernul la provizoriu, noi reprezentam Parlamentul Provizoriu, CPUN-ul Național, ăsta este adevărat. Și cu asta, valea. Între timp am primit telefon de la domnul Dragote, îl cheamă, a fost un șef de stație de gară Petroșani. Domnule, nu știu ce să fac, că uite, ăștia au venit, m-au luat la bătaie și un om deosebit de cool, de inteligent, un om cu bun simț, repet, trăiește și astăzi acolo într-un apartament de serviciu al căilor ferate, pentru că iau dreptul acesta, așa, e suferind acum, în sfârșit, se ocupă de o grădinuță de-a lui. Bine, domnule, am hotărât cu colegul meu, cu domnul Claibăr, lasă, domnule, plec. Așa cum eram îmbrăcat, am trecut pe acasă venind către gară, l-am întâlnit pe tânărul astăzi, profesorul Robert Hummel, care m-a rugat că, uite, aș vrea să vin și eu ca tânăr ziarist, atunci a început și el a debutat în ziaristică, bine mă, hai. Am trecut repet pe acasă, am luat bani la mine, 7.000 au fost la mine banii de atunci, în iunie, am plecat la gară, le-am spus fraților, liniște, pace, garniturile sunt formate, s-au urcat deja în ele, că trimiteți, eu obligat pe ce feliți să facă, nu că ce și cum, hai să plecăm. De fapt, repet pentru totdeauna, să fie limpede și să nu mistificăm istoria. Iliescu Ion, președinte provizor al României atunci, în iunie, că alegerile erau de-abia făcute în 20 mai, încă nu se instalaseră, așa, nu a dat niciun telefon în Valea Jiului nimănui ca să vină minerii, să meargă minerii din Vale acolo. Se știa că s-au dus acolo și din alte zone ale țării, mă rog, salariați, atât. Dar în jurnalul de la telefonul operativ, că nu erau încă telefoane mobile, care era ținut la fosta securitate și atunci în proaspăt înființatul, pe structura fostei securități era și normal, că nu puteai să aduni la serviciile secrete române și la comanda armatei sau poliției sau în procuratură și în justiție, proaspătul absolvent care nu știe decât să vorbea, de-abia și-o scoate din buzunar să-și facă, din pantalon să-și facă nevoile cu ele, da? Ăla n-are experiență. Un om ca să fie un bun profesionist îi trebuie cel puțin un 15-20 de ani și spui că da, este medic primar, nu degeaba, știe chirurgie, da? Așa. Așa și acolo. Nu a fost nimic înregistrat la centrala aceea. De ce? Pentru că eu, cum necum, prin calitatea care o aveam,
am avut ocazia să-l văd și să mă conving. Nu este adevărat, nu s-a dat telefon. S-a plecat încolo pentru că oameni din Valea Jiului, proveniți într-adevăr în cea mai mare parte din minerit, erau deja de 10-15 ani cu buletin de București, ca oameni, buletin definitiv, adică locuiau acolo în București de 10-15 ani, cu familie, cu nu știu ce, nu știu cum, pe la diferitele instituții mai politice ale statului român de atunci decât altele. Aceia, împreună cu câțiva de pe aici, așa, au făcut totul ca să se meargă acolo, că trebuie să ajutăm, să dovedim că minerimea din Valea Jiului este un detașament de muncitorime, hai să spunem chiar detașament de proletariat, credincios acelora care au oprit pe țărăniști în mod deosebit, unul din cele două partide istorice, că pe liberal niciodată lumea i-a agreat întotdeauna aici în Vale, pe țărăniști nu i-a agreat lumea în general, nu numai în Vale, nicăieri în țară. Asta este din păcate adevărul, dar așa e, sau mă rog, asta este adevărul. Așa? Ei ne-au vrut să ne ie locurile de muncă, să închidă minele. Rețineți, era de-abia iunie 90 închiderea mineritului în Valea Jiului. Și aceștia care sunt acum FSN-ul le apără, le păstrează, o să avem mai departe subvenție. Ca subvenție zic, să știți că tona de cărbune astăzi extrasă în minele din Germania, private, în proporție de 80 ceva la sută subvenționate de statul german. Dracu știrea, parcă nu sunt în Uniunea Europeană. Subvenția la ea e permisă, numai la români întotdeauna trebuie orice ce tăia de la... Că Uniunea Europeană, parcă ar fi bau-bau. Așa. Ei, lumea s-a urcat în trenuri, a venit o locomotivă diesel, mașină, un antemergător, pentru că era vorba că domnul ăla de la Craiova, de la regionala CFR Craiova, o să decupeze mănucul, da, o să decupeze tensiunea de la linia de contact pentru locomotivele electrice și împreună cu Robert Hummel, în cabina mecanicului de locomotivă, până la Craiova, pe teritoriul regional Craiova, la antemergător, și de la Craiova încolo, că acolo s-a staționat, s-au schimbat mașinile, locomotivele electrice, așa, s-au primit pachete cu alimente de la craioveni, nu știu de la cine, din camioane întregi acolo erau lapte, pâine, formă pachete cu salam, cu de toate, ca să aibă minerii care merg să salveze guvernul lui Iliescu, al lui Petre Roman, de fapt. Așa, așa se spune, guvernul lui Roman. O întrebare. Da. Vă mai amintiți de unde era omul care conducea locomotiva? Păi unde era? Păi era unul din mulți mecanici, miile de mecanici de locomotivă. De unde era el deloc? A, nu știu, pe aia nu întrebăm. Dacă era de aici, așa, de la Gara Petroșan, categoric era de aici. De pe aici, din zonă. Păi, la CFR-ul, păi, erau, cred că era societatea comercială, sau să zic eu, întreprinderea pe vremea lui Ceaușescu cu cei mai mulți navetiști. Nu era. Și era, aia era armata civilă a României. Acolo era o disciplină de fier, mai ceva decât în armată, domnul Șa. Știți de unde venea trenul? Trenul? Păi de aici, din Petroșan. Din Petroșan. Păi da, în Petroșan, până prin 90 și ceva, era stație de garare pentru anume garnituri de tren de călători personale care mergeau Petroșan până Deva, Petroșan până spre Craiova, pentru că aduceau navetiștii. Păi da, veneau puhoi studențime. Păi dimineața, cred că intrau în Petroșan pe puțin câteva mii de oameni, pe lângă elevi și studenți. Pe lângă elevi și studenți salariați. Astăzi ajunge un maxi-taxi. La oră. Asta este adevărul. A fost o garnitură de tren organizată special pentru plecarea asta? Nu. Aia era acolo garată, aștepta să meargă, să funcționeze, să intre în funcțiune conform orarului, căilor ferate, să meargă pe traseul ăla. Ei, două dintre alea au fost luate, una cu 18 vagoane, că erau și revizie de vagoane mai sus, colo la triaj, sau compus cele două garnituri, că n-ai avut încotro. Când vezi acolo că vine vardă de mii de oameni, și dă-i, dă, bă, dracu, vă dau trenurile, luați-le, mergeți, dar lăsați-ne în pace, nu-ți fărâmați, nu bateți lumea pe aici, pângară, ce feriști, că nu-ți vinovați. Dar, și, deci, ruta asta era oricum o rută pe care o avea trenul în mod normal? O avea, sigur că da. Am înțeles. Singura, cum să vă zic eu dumneavoastră, sau singurele ilegalități, Doamne ajută, au fost, unu, cele două garnituri mari, care au plecat 18 și 20 de vagoane, în sfârșit 19 vagoane, n-are importanță, cele două garnituri erau doar trenuri de călători personale cu viteză mică.
adică inclusiv construcția vagoanelor pentru trenurile de călători sunt pentru viteză mare și viteză mai mică. Astea nu aveau voie să meargă cu mai mult de 60 la oră. Dar noi de cum am ieșit mai în câmpie, de din jos de Târgu Jiu încolo, către Craiova și mai departe, am mers cu regim de viteză de accelerat. Și opririle tot așa au fost. S-a oprit în Craiova și de acolo direcția București. Am ajuns în București. Bine, Miron Cosma și cu ceilalți lideri organizatori n-au venit cu trenurile. Cu trenurile, hai să zicem, ca autoritate locală, oarecum reprezentativă pentru Vale, n-am fost decât eu. Nu este o, cum să spun, ceva să mă laud că eu. Nu, 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 nu. Asta este realitatea. Ei au plecat. Ei au fost altă partidă, stimată doamnă Șară. Altă partidă. Eu m-am văzut de treaba mea ca membru CPU. Mă rog, dacă vreți, un parlamentar în Parlamentul Provizoriu al Țării. Dar din Colegiul Valea Jiului și Minerime, în general, din județul Hunedoara. Asta a fost. Dar de ce ziceați că a fost bătut ceferistul din Petroșani? Pentru că nu a vrut să-i dea drumul până când nu vine un om care să reprezinte autoritatea statului. Ori deocamdată, în orice stat de drept, pare să că Parlamentul este autoritatea supremă, nu? El este legislativ. Dă legile. Și un om de acolo este un om care face parte, hai să zicem așa, cu ghilimelele de rigoare, din corpul legiuitor al unei țări. Un parlamentar. El este o părticică din atâtea sute de părți câte compun Parlamentul. Fie că acum e Senat sau și Camera Deputaților, atunci era una singură. Și el a dat drumul la trenuri, ulterior numai în momentul care ți-a șurut. Minerii când au văzut că omul ăla a venit, așa, au zis, de acum putem să plecăm. Când ați venit dumneavoastră, da, practic. Da, așa este. Împreună cu Robi Hummel în locomotiva antemergătoare și tot timpul după locomotiva antemergătoare a rămas în Craiova, și în cabina mașinii electrice, locomotive electrice de la prima garnitură, dar am fost acolo. Am intrat, am făcut tot drumul în picioare, că n-avea unde să te așezi, că acolo sunt doar două scaune. Pe vremurile alea comuniste, la orice tren era un mecanic și un ajutor. Astăzi nu se poate, că, mă rog, în sfârșit. Și când ați avut jos dumneavoastră în gară, ceferistul era abătut tocmai sau... Aici, cel de aici, așa, aia, bine, luase o palmă și în jurături, nu era abătut. S-a găsit un zebzec, un derbedeu, că de regulă gure și sunt aia care sunt lichelele și de regulă așa sunt. Și de câte ori au fost disponibilizări, lepădăturile și lichelele care fentau munca și erau pontați în subterane, au cam tot rămas domnișoară. Așa sunt, au fost și acum. Ei sunt aia care se abonează la foi de boală aranjate și, sigur, e foarte convenabil să ai foaie de boală, chiar și cu boală obișnuită, ca de la salariul care l-ai. Salariul nu venit lunar, repet, salariul de încadrare, tarifar, lunar. Spune, ai 2000 de lei, da? La ăla ți se adaugă anume sporuri. Salariul tarifar de încadrare împreună cu sporurile fac venit lunar brut. Și pe urmă ăla rămâne venit lunar net, ce e în mână. Ăla ai venit, nu-i salariul, domnișoară. Salariul este cu totul altceva. Ei, aceștia sunt aia care mănâncă salarii bune, au mâncat, mănâncă și vor mai mânca din CDH mulți. Bani buni și râd de colegilor care să își rup oasele și mor acolo muncă în mină muncind. Asta este adevărul. Dar de ce credeți și este și rămâne. Da, corect. Ca peste tot. Dar de ce credeți că ceferistul nu i-a lăsat să plece având în vedere că oricum era o rută normală? Domnișoară, pentru că era un tren fără bilete cumpărate. Era un tren care trebuia să circule cu altă viteză decât îi permiteau lui regulamentele căilor ferate. Era un tren care trebuia să circule în afară de orar. Ori pentru ca să circule un tren, trebuie să aprobări de hă-hă-hă. Nu v-a fost frică că o să vă ciocniți cu alte trenuri? Nu. Domnișoară, căile ferate au fost ceva. Asta sunt ce sunt. Nu, că mă gândeam că dacă nu, nu s-a respectat viteza... Nu, domnișoară. Și, de fapt, dacă am urcat în locomotiva antemergătoare, am fost foarte conștient, hai să zicem că mi-asum un risc. Ce risc? Riscul cel mai mare a fost în 22-23 decembrie, domnișoară. Dacă nu reușea să zicem așa zisa revoluție și răposatul, asasinatul Ceaușescu rămânea la putere, păi pe cine credeți că puneau la zi pe aici, prin orașele țării? Păi pe aia, că au zis că, domnule, i-au spus la fostul prim-secretar, domnul Resiga, vedeți, asta e situația. La revedere, de acum noi, ce să-i facem? Nu, asta. Și care era atmosfera în tren? În tren. Păi atmosfera era apăsătoare, una. Cea mai mare parte erau obosiți ieșiți din schimburi, adică o treime din efective, erau ca băia ieșiți de mină, și alții au venit și că așa li s-a spus. Nu mai intrați în mină, mergeți cu ăștia, hai, toată lumea. Și s-a plecat. Dar
O altă chestiune care era iarăși contra regulamentelor de transport călători la căilor ferate române de atunci, din 90, era supraîncărcarea cu călători. Un vagon, un compartiment are 8 blocuri. Hai să zicem, fiindcă mai dormeau băieții și pe suportele alea de bagaje de care puteai să pui liniștit 100 și ceva de kilograme pe el, că nu se rupea. Astăzi nu poți să pui 10 kilograme că îți vine în cap cu totul, dar sunt moderne, într-adevăr, de sticlă, nu știu ce, hai să lăsăm, sau plastic. Ei, erau încă mulți în picioare. Păi într-un vagon, în loc de vreo 100 de călători, să zicem, erau pe puțin 250. Dacă luăm 40 de vagoane, una peste alta, poftim, 40 ori, 2 jumătate, păi cam cât fac? Cam fac 9-10.000 de oameni. Cam atâta să fi fost în cele două garnituri, celelalte două vagoane și acceleratul care era circulat la cum îi spune noi, la orar normal, fără probleme, veniți în urma noastră, Cluj, Petroșani, București. Și cum au aflat minerii de plecarea la București? De la șefii lor. Plecăm la București. Toți aceia care au plecat cu Cosma Miron, în cea mai mare parte, sunt din aia care au câștigat la loteria vizelor și au plecat și în Statele Unite, pe urmă, domnișoară, când numai acolo străbă loteria vizelor. A fost, nu știu dacă mai este. Eu? Și când au aflat exact, aveți idee? Când au aflat minerii de plecare? Când i s-a spus? Păi în 13 după masa, pe la vreo 2:30, 3:30, când în București încă fumega bine de tot acolo în jurul Interului, că autobuzele fumegau în jurul Interului, nu? Cum îi spune ne, IPG-ul, ăla-i de acolo, pe calea Victoriei, nu știu pe unde mergem, pe la universitate, pe aici și pe urmă este o stradă încolo, așa, acolo e IPG-ul lângă magazinul ăla Victoria cu coloane în față, stâlpii ăia, și de acolo, chiar lângă IPG-ul, vis-a-vis de, nu, cum e colțul aici, așa este Victoria, pe colț, aici e IPG-ul, și aici e teritoriul ăla, aici era Ministerul de Interne, clădirea trapezoidală cu baza mică încoace către piațetă și dincolo ardea SRI, nu? Păi era de ajuns. Și unde s-a aflat vestea asta? Vestea la televizor. Nu, vestea plecării minerilor. Unde au aflat minerii, efectiv? A, prin dispeceratul de la fostul combinat Mineri Valea Jiului. S-a dat telefoane de acolo, uite, ne cheamă tovarășul sau domnul Iliescu, ne cheamă să dăm o mână de ajutor și veniți și... Repet, nici Cosma, nici nimeni, altcineva n-a vorbit cu domnul Iliescu. Scurt, am încercat noi să luăm legătura cu dumnealui la președinție, așa, nu s-a putut lua legătura pentru că a fost blocat ca să nu existe ce și cum. Că a vrut să vină cu elicopterul, cum îl cheamă, ziceți, Dan Voiculescu, da, pe naiba. Voican Voiculescu, că a vrut să... A venit cu ăla, cu șute Oandra, așa, alea sunt... A venit să facă paradă, că are și el centură din asta, adică brăcinar din ăla de Momârlan, de om de munte. Deci, și Voican Voiculescu a fost în vale? A fost, sigur. Și ce a făcut? Nu mai avea ce să facă. Trenurile erau deja în mișcare, erau deja la podul de fier care peste Jiu, înainte de a intra în gara Livezeni și ne vedeam de drum că nu aveam ce să mai... De ce credeți că a venit Gelu Voican Voiculescu în vale? În niciun caz ca să oprească pe mine. Să fie sigur că s-a plecat. Domnișoară, toată acțiunea din piața universității erau, cum să spun, sigur, e părerea mea. Eu pot să spun că așa este, altcineva n-are decât să vină să spună nu, dar să argumenteze. Trebuia eliminat Ion Iliescu de la conducerea de președinte provizoriu al României sau al guvernului. Nu, da, președintele provizoriu al României. Că prim-ministru era Petre Roman, de fapt. Ăsta este adevărul. Da. Trebuia ăla cumva eliminat, că el avea vechime și nu știu ce și sorginte din vârf. Hai, domnule, câți din fostul aparat politic al Partidului Comunist Român, oameni capabili, nu sunt și astăzi pe locurile lor. Ei, și el a fi fost ceva, pentru că, hai să o spunem, pe aia dreaptă. V-am spus, la proces acolo, când i s-a spus Elenei și lui Nicolae Ceaușescu, domnul Ion Iliescu este acum, a preluat conducerea și frâiele țării și nu știu ce. N-a spus Elena Ceaușescu, ai văzut ce ți-am zis? Tu nu mai l-ai marginalizat, trebuia să faci mai mult. Și Ceaușescu a zis, lasă dragul, el era împăciuitor, așa, cam lasă, că el spera că va veni muncitorimea care, mă rog, se spune astăzi că și muncitorimea s-a scârbit de el. Dumneavoastră n-ați vrea să primiți un loc de muncă, să știți că puteți munci acolo până vine popa să vă cânte laudele, indiferent ce vârstă aveți.
Nu v-ar conveni să aveți loc de muncă, să nu fie șomaș și să aveți, v-ați căsătorit, domnul, ați primit locul de muncă, poftiți cheia pentru garsonieră. Sunteți căsătorită, poftiți cheia pentru apartament. Vi s-au dus, aveți copii, poftiți cheia de apartament cu mai multe camere. V-ar conveni, domnișoară. Adică au fost părți bune. Vedeți dumneavoastră, Joshua Max Dumont, cel mai mare sociolog și politolog în viață, contemporan cu noi, așa, el a spus ceva. Și este un evreu de origine născut în Franța, emigrat în Statele Unite. Scrie el în cartea lui, evreii Dumnezeu, evreii primi, Dumnezeu al doilea și istoria în subsidiar. Pentru ca un popor rămas în urmă, cultural și economic, față de alții din jur care sunt evoluați, cu cât este mai mare, cu atât are mai multă nevoie de o conducere economică în general și politică, bineînțeles, să înțelege de la sine, forte. Aia nu înseamnă dictatură. Napoleon a fost dictator, domnișoară? Nu cred. Alexandru Macedon a fost dictator? N-aș crede. Cezar, care a făcut Imperiul Roman să fie atât de mare cât a fost dictator sau a fost un conducător ferm? Că ori e alb, ori e neagră. Cam asta a fost și Ceaușescu, domnișoară. Așa că v-ar fi convenit să aveți și astăzi situația aceea. Aia este. A, nu era libertatea exprimării, păi, stimată domnișoară, tinere domn. Eu nu cred că este o libertate și o democrație presă liberă. Lăsăm dracu sintagma de liber. Haide să o lăsăm, sau sindicate libere și independente. Hai, hai. Meargă acolo la ușa aceea și să tragă de maneta aia de la rezervor sau să apese clapa. Ăsta este adevărul. Cert e un lucru. Cert este un lucru. Că aia nu este libertate și democrație, că pe stradă spun că îmi fac nevoile în gura președintelui țării, care ar fi fost să fie el din 90 încoace. Aia nu este. Și bădărânia verbală și gesticulară care este pe stradă și ori și unde în locuri publice, nu mi se pare. S-a dus dracului respectul față de sine și prin respectul față de sine, respectul față de cei din jurul tău. N-am făcut nimica. Dar revenind la evenimentele din 13-15, da. Practic, din punctul dumneavoastră de vedere, plecarea minerilor a fost o inițiativă locală, spontană? Nu, n-a fost o inițiativă locală, spontană. A fost o inițiativă aranjată de cei care erau în jurul, chiar și al domnului Petre Roman, atunci. Trebuia oricum compromis Ion Iliescu. Trebuia oricum făcut cumva, ce nu s-a putut face în 22 decembrie pe la guvernele alea, fie la televiziune, fie la CCU, fie la Ministerul Apărării, trebuia făcut cumva ca Ion Iliescu să fie eliminat, să fie adus domnul ăla de Dămăroaia, cum îl cheamă, Brucan. Păi, eu nu vă spun o noutate, domnișoară. Brucan era omul care și în timpul lui Gheorghe Udeș era relația București-Moscova-Washington. Indiferent cine a fost Ceaușescu, a zis, mie mi-ajunge de așa ceva, du-te și-ți vezi de treabă. Și cine a organizat la nivel local plecarea minerilor? Cine i-a organizat de fapt? Oamenii au venit bulugrăma de la gară. Așa, nu poți să spui că de la ăla a plecat ideea. Păi, mă gândesc că totuși cineva i-a anunțat, probabil că de la cineva a anunțat. Prin dispeceratul de la combinat. Dispecerat înseamnă legătură telefonică cu fiecare unitate minieră și uzină. Și cine a dat semnalul atunci? Cine? Păi, cineva de acolo, dintre ăia de acolo. Ce credeți dumneavoastră dacă vă spune angajatorul, te duci și faci asta, dumneavoastră faceți altfel? Dintre minerii din mine, cineva din mine? Din mine. Șefii de unități miniere care au fost atunci și reprezentanții sindicatului, deja Liga Sindicatelor Miniere Valea Jiului, care era deja formată, nu? Că și ea prin martie-aprilie au început să se formeze și s-au format. Cam odată cu SRI-ul. Mă rog, întâmplător, probabil, nu știu. Martie-aprilie, Liga condusă de Miron Cosma? Da. Liga condusă de Miron Cosma. Nu s-a plecat, s-a plecat în atmosfera aia de haos general, toată lumea să meargă să ajute Bucureștiul. Ori, știți dumneavoastră, când se întâmplă ceva deosebit de grav, ăsta este adevărul, nu? Nu poate noțiunea de a formula grav. Ardea Bucureștiul, scandalul a fost în noaptea de 12 spre 13 dimineața, nu? Armata a intervenit și a eliberat piața universității de zona liberă de neocomunism, unde vrea cu comunism. Chiar și atunci, dar aminte acum, că numai acum, nu, domnul președinte Băsescu spune că chiar în PD-ul se fac găști de tip bolșevic și comunist și nu știu cum. Bine, nu mai era nici atunci. Se spunea că gata, am scăpat. Așa? E bine. De cine vroiau minerii să apere Bucureștiul? De nimeni. De golanii din piața universității.
Dar nu mai era cazul, domnișoară, să meargă nimeni. Repet, când un primar sau un șef de localitate sau un prefect de județ e o inundație puternică, spune oamenii de bine, ai devei, avem necazuri, vă rog să veniți să dați o mână de ajutor. Păi dar el apelează la cei din jur de acolo, nu cheamă pe ăla din Sucevița sau pe ăla altul din Sulina sau Mila 34 sau 25 din Delta, domnișoară. Hai să nu mai ăsta o scăldăm, că, repet, cum am zis și mai înainte, bou măcăne până la urma urmei. Asta este. Nu. N-are rost, oricum ar fi să fie, Iliescu nu poate fi implicat, pentru că Iliescu a făcut atâtea prostii care le-a făcut, că era omul care îi plăcea să fie domnul Iliescu, să fie el președinte, el putare, el împăciuitorist, eu sunt președinte, astea sunt atribuțiile mele constituționale, ale voastre sunt să guvernați, guvernați. Și când au ajuns minerii? În zorii zilei de 14, de 14 dimineața. Și ce s-a întâmplat? Ce să se întâmple? Gara era goală, a fost întâmpinată coloana minerilor de domnul Cico Dumitrescu, în uniform, nu, hai, de civile, nu în uniformă, așa. În sfârșit, eram doi civili. Băiețașul ăsta, Robert Hummel, profesor astăzi, om familist la locul lui, și cu mine, care am coborât din cabina primei garnituri, locomotivei primei garnituri. Așa. S-a încolonat lumea și s-a mers pe străzile alea, pe acolo, nu știu, că am ieșit la coloane, am făcut la dreapta, pe străduțe de alea mai înguste. Ne-am dus la Palatul Victoria, la guvern. Aveați, exista un plan conform căruia minerii se vor mișca prin București în anumite locuri? Nu, n-a existat un plan. Între noi, acolo, toată coloana aceea, n-a existat niciun plan. Și în momentul în care ați ieșit din gară, exista un obiectiv, un loc în care vroiați să ajungeți? Sau... Nu, la guvern. Păi acolo era conducerea țării. Conducerea unei țări nu e la hotelul nu știu care, nu e la Golden Blitz, e la sediul guvernului. Acolo e sediul primului ministru. Alea, alte ministere mai sunt pe aici, pe acolo, nu? Că nu sunt toate grămadă. Deci ați mers la sediul guvernului? Când am ajuns. Cu ideea că am venit și spuneți-ne ce să facem dacă vreți că aveți nevoie de noi. Asta a fost psihologia și mentalitatea. Da, am venit. De cine trebuie să scăpăm? Ce trebuie să facem ca să fie ordine și pace, să revină liniștea, să nu mai ardă, cum se spunea, arde București. Păi sigur că da. Nu vedeți, în general, mass media ce zice? Sigur, avem nevoie de știre șoc. S-au inundat 15 case dintr-o localitate cu 1000 de case. Comuna Bizbicenii de Vale, sub ape. Păi bă, dă-l dracu, cum poți să spui tu că e sub ape? Să exagerezi atât de mult când apa pe o străduță, nu știu unde, la 5-10 curți, îi poate până la gleznă. Da, și a intrat categoric în subsolul clădirii. Nu mi se pare. În Occident nu se face așa. Da. Știți, în Occident există un principiu. Știrea este exactă. Comentariul este liber. Sau mai exact, după tradus motamos, spune așa. Știrea este sfântă, comentariul e liber. Dai știrea și, pe urmă, pe marginea acelei știri, sămânțele, poți să tot ombrați și să o dezbraci cum vrei. Dar ăla este esențial. Așa trebuie să fie, da? Mă rog, hai să... Și ce s-a întâmplat când ați ajuns la guvern? M-ați întâlnit cu reprezentanții? Nu, deja, cum v-am zis, înainte de a pleca trenurile cu noi, Cosma a însoțit de locotenenții săi pe timpul acela, pentru, mă rog, adjunții lui, colaboratorilor de la, lui de la unitățile miniere, conducerea ligii, au tăiat-o cu două mașini, cu două dacii, care erau atunci așa numai alea. Ei deja erau în balcon acolo cu domnul Iliescu, cu celălalt. Și Cosma s-a angajat. I-ați văzut? Da, sigur că da. Păi da, eram în fața lor. Mă uitam la ei, nu ca la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e aici, nu ăla din balcon. Nici ăla de în biserică de acolo. Nu. Dumnezeu este în suflet, el e ceva imaterial. Și cine era în balcon atunci? Păi mulți. Minerime și... Noi când am ajuns acolo, domnișoară, în fața guvernului, două treimi din spațiul ăla liber, din piața aceea și zona aia verde, așa cum privim clădirea guvernului, așa, în stânga aici erau taburile, era armată, mă rog, decorul care trebuie, că e nu știu ce, nu știu cum, noi n-am avut liber nici măcar o treime din terenul ăla mare de acolo din față. De fapt, de pe unde veniserăm de pe stradă aia, acolo cam așa ne-am campat, în dreapta clădirii guvernului, între intrarea a primului ministru și miniștrilor și colțul clădirii, așa, cam aici ne-am așezat, în zona asta, așa. Așa. Acolo Miron Cosma a zis, noi mergem să facem ordine și curățenie în piața universității. Și, într-adevăr, s-a pus cap compas direcție să mergem către piața universității,
Am luat-o pe acolo, pe străzile alea, cum se vine de la guvern, în sfârșit pe Calea Victoriei, cum am zis. Am trecut prin față pe la... am venit din stradă de acolo, aici, în partea asta, așezând acum, cum șed eu, aceea era SRI-ul care arsese, aici era Ministerul de Interne, o stradă este în pantă așa, m-am zis trapezoidal așa, cu baza mică încoace, baza mare era curtea interioară, și dincoace era magazinul Victoria și, pe urmă, de după el, IPD-ul. De după Victoria s-a intrat pe sub Bobolte, cum sunt blocurile astea tip sovietic din cartierul Dimitrov, și la Petrila și în alte părți, care s-au construit pe atunci, se intră printr-o boltă, că e un quartal, știi, închis. Alea, în caz de război, cum a fost al doilea război mondial, să surpau, să aruncau în aer și să blocau, nu putea să intre cu prea ușor și se făcea ca o fortificație mică. Bine. Vă mai amintiți din balconul guvernului, în afară de Cosma, a mai vorbit cineva? Da, și eu îi știu pe ea. Au vorbit mulți acolo. Și ce se spunea? Ce să se spună? Au venit, a fost nu știu ce, nu știu cum, piața universității și trebuie mers și trebuie făcut curățenie. Curățenie, nu oamenii bătuți sau ce și cum, că n-aveai ce să mai faci, pentru că golanii din piața universității nu mai erau. Mai erau ei pe acolo ceva așa, dar curiozitatea mai și bani în care l-au primit în mod sigur. Și am spus, pe traseu până acolo am avut ocazia să văd interiorul IPG-ului. Nici în filme dumneavoastră nu veți vedea clădiri atât de scrubuite și de funingite pe pereți cum au fost clădirea aia. Să fie clar. Deci și în balconul guvernului atunci era o amestecătură de oameni. Erau și mineri, era și erau Cosma, de toate felurile, domnișoare. Erau acolo zeci de oameni, cât e balconul ăla acolo la ei. Erau și fiecare spunea pe ale lui. Minerina a plecat, pe traseu ne-am oprit acolo. Acolo ne-am uitat cei prin clădirea aceea. Acolo l-am găsit pe omul ăla cum se intră în curte pe sub bolta aceea, imediat lângă clădirea, în stânga este magazinul Victoria, se intră pe poarta unde este grilajul, un părculeț lat de vreo 5 metri, formă este fațada IPG-ului către stradă, așa, acolo e o boltă din asta, s-a intrat pe bolta aia, așa, în stânga era o ușă unde se cobora la arest, care era complet inundat și bine s-a făcut pentru că acolo era și ventilul pentru gazul metan necesar pentru clădire. Sigur, deținuții care au fost la arest acolo, au fost lăsați afară sau oamenii prinși la arest, nu erau deținuți probabil. Dar era și o scară așa mai spirală care ducea în croitorie. Croitoria IPG-ului. Unde am găsit omul? Da. La croitoria IPG-ului am găsit pe unul. L-am văzut noi, avea un AKM, avea 24 de gloanțe încă, mă rog, cartușe în încărcător, am găsit pe jos 4 tuburi, două nu le-am găsit. Când l-am luat mai la bani mărunți, cine ești, ce ești, era ca un zăpăcit, ca unul buimac, era cu automatul ăla acolo la el, blugii erau cam largi, era luat pe fundul gol, n-avea chilos de desubt, iar pe bust nu avea nici cămașă, nimic, avea un halat din ăsta albastru, cum au de regulă femeile de serviciu. Și a zis ceva? Păi, ce să zică, l-am luat și l-am dus, l-am predat la Ministerul de Interne, că doar ce am ieșit din clădire, am trecut la magazinul lui Victoria și l-am dus jos la Ministerul de Interne, unde în curtea interioară, cum este peretele, trepte așa din două părți, se intră în clădire și acolo era un birou. La biroul ăla era un ofițer de armată, nu de poliție, un ofițer superior, un lent colonel. Așa și am spus, uite, domnule, cum l-am găsit, cu tare, bine, lăsați-l aici. Noi ne-am văzut de drum formă, am reluat drumul încolo, vis-a-vis de IPG-ul, unde e poarta de să intră, unde e punctul de control, așa, acolo era vis-a-vis de el, pe partea opusă a străzii, un sediu de PNL, de unde unul o spart sigla PNL-ului și l-am atenționat că nu e... Mi-a plăcut foarte mult sigla inițială a PNL-ului făcută de Radu Câmpeanu. Acea frântură de tricolor pe care scria PNL. Era foarte frumoasă, în sfârșit. Mai am o întrebare totuși apropo de balcon. Deci oamenii nu știau, oamenii adunați în fața guvernului, nu știau exact cine li se adresează, să înțeleg. Adică... Ei, cum să nu? Păi pe ăla știau, pe Petre Roma sau pe Iliescu, pe... cum să nu știe pe membrii guvernului că, Doamne iartă-mă, din 22 decembrie încoace toată ziua au fost pe ecran. Nu numai Ceaușescu era pe ecran, erau și ei. Păi erau mari revoluționari, nici, nu? Deci în afară de Cosma, numai Cosma a vorbit din balcon. Din partea minerimii Văi Jiului nu mai era vorbit, sigur, că dar nici nu problemă. În rest, cine rest? P-
Păi în rest, cine a mai vorbit din balcon? Din balconul de la guvern? Iliescu, Roman și ceilalți de la alte, știu eu de unde Dumnezeu, de acolo, din București, de la Muncitorime, de la aia veniți din Baia Mare. Păi domnișoară, în fața guvernului au ajuns, erau deja acolo minerimea din Baia Mare, din Maramureș. Ori orice tren, accelerat sau rapid, face cel puțin 11-12 ore. Păi când dracu a plecat dacă a ajuns acolo înaintea noastră cu câteva ore? Hm? Ceva mai devreme, probabil. Ceva mai devreme. Și nu știu pe unde există vila unui domn care a fost cumva pe la SRI mare șef. Nu cumva prin zona aceea. Și vă mai amintiți ce se spunea din balcon? Vă mai amintiți apelul lansat către cei adunați? Nu era niciun fel de apel. Apelul, de fapt, era un îndemn la calm, la liniște, s-au liniștit treburile, să ne vedem de treabă, să nu știu ce, să nu știu cum. Da, să facem curățenie și cam ăsta a fost apelul. Atât. Nu a fost că... Păi ei, pă nu știu ce și nu știu cum. Domnișoară, nu mai era fascism atunci, dă o dracu de treabă, nazism. Asta este adevăr. S-a mers pe tot traseul până în piața universității, s-au ridicat tonetele care erau răsturnate, indiferent că au fost cu cărți, cu ziare, cu încălțăminte, cu bibelouri, cu tot ce a fost. S-a mai adunat așa un piculeț cât s-a putut cioburile de sticlă, în mod deosebit de borcane în care erau, am spus, conserve, legume, fructe, una alta, nicio vitrină n-am văzut să fie spartă dinspre exterior înspre înăuntru. Că omul când trece pe stradă dă cu ceva într-o vitrină, nu? Toate vitrinele erau sparte dinspre interior înspre în afară. Păi nu ierte Dumnezeu, alea nu le-a făcut, nu minerimea din Valea Jiului. Nimeni dintre cei care au venit atunci la București în ziua de 14, în zori zilei de 14, au venit în București și nu au făcut așa ceva. Cine credeți că a făcut asta? Păi numai bucureștenii. Ei trebuie să știe. De ce tot ocolim atâta mineriada 13-15 iunie? Nu, domnilor, mineriada a fost 14 și 15. 13 a fost bucureșteniada. Ce atâta dăm ocolită după Cireș? Că nu mai sunt nici cireși. Livezile au fost tăiate și românul, conform obiceiului, să poată mai da cotită după ceva, a luat la tăia, a intrat în pădure, dar și pădurile să taie. Nu mai după ce s-o dai cotită acum. Apropo de fascism, cum ziceați dumneavoastră, credeți că ce s-a întâmplat în București a fost, așa cum s-a vehiculat în perioada respectivă, organizat de elemente fasciste? Domnișoară, nu au fost elemente fasciste, că n-aveau de unde, Doamne iartă-mă. Dar stilul a fost exact ca progromurile alea legionare, legionarii lui Horea Sima, nu ai lui Zelea Codreanu. Să nu confundăm cele două. Domnișoară, aia au fost una și ăștia la ce sunt alta. Lili-lulula, niciun fel de problemă, la asta. Ce este treaba? Nu. Asta este, nu. Dar sigur, păi să incendiezi, să atași tu ordinea de drept, domnișoară. În iunie deja, mă ierte Dumnezeu, a trecut destul de mult timp de la instalarea puterii provizorii post-ceaușiste în România. Ce să mai... veneau alegerile din 20 mai, care s-a validat, a fost văzut cât e, nu? Cine a câștigat, cum a câștigat. Că a câștigat cu proporție de nu știu câte 10%, 70-80%, Iliescu și ai lui, FSN-ul. Ce să-i facem? Mă ierte Dumnezeu, dacă majoritatea care a preluat conducerea în țară, adică a schimbat regimul Ceaușescu, cum pot să spui că, indiferent cine erau ei, să nu participe la alegeri, noi am fost, de-ai noștri atunci au murit, noi am murit, haideți, dragule, uite, și ia tu funcția de director acum, sau condu tu țara, că noi am făcut treaba murdară, vină tu. Păi nu, domnule, nici chiar așa. Și vă amintiți, apropo de ce ziceți, arestul preventiv, cei din arestul preventiv, nu era nimeni, practic, în arestul preventiv. De cum să fie? Erau necați acolo. Pe acolo era apă de nu puteai să intri. Nu era nimeni. Ușile erau toate deschise, categorică. N-a mai rămas niciun prostănac acolo să înnece, să se sinucidă. Normal că au fost lăsați liber, merge dreacului, că se așează ea iarăși liniștea după ziua asta sau aialaltă și, domnișoară, borfașul, tot borfaș rămâne. Și cu borfașul, de la ordinea publică sau, mă rog, civică, tot poliția, dacă înainte miliția, tot poliția în oriunde lume se ocupă, domnișoară. Nu se ocupă nici biserica și nu se ocupă nici Dumnezeu Tatăl. Nici fiind. Ajungeau oricum pe mâinile lor. Ce credeți că în 22 decembrie Petroșani nu au fost eliberați 19 inși din subsolul fostei miliții de atunci? Ba da, din 19 inși 18 s-au predat după câteva zile. Numai ăla singur nu s-a predat, care era acuzat de omor. Și într-adevăr omorâse și au fost prins după două săptămâni, noroc bun, s-a terminat. Și ați văzut răniți? Ați văzut răniți prin București? În sediul... cum îi spune, în curtea Ministerului de Interne, acolo e un pavaj. E pavaj frumos așa, din calup sau ce Dumnezeu, pavaj, piatră, dar nu neregulată, ordonată. Cum sunt astea, biscuiții ăștia de pavaj, știi cum se pun acum pavelele alea? Acolo erau destui, vreo 10-15 inși, dacă nu mai mulți, loviți, bătuți crunt,
crunda, crunt, așa, răni, nu glumă, ieșea sângele din el ca din porc înjunghiat. Majoritatea erau țigani. Nu știu de ce, dar erau bine făcuți, oricum. Dar majoritatea erau țigani. Asta este. La mine nu există rom. Da. Și acești răniți erau de mult acolo? Păi, înainte de a veni noi, noi când am trecut pe acolo, am intrat în IGP-ul și pe urmă de acolo l-am dus pe ăsta acolo, ei erau deja de acolo. Înseamnă că ei au fost acolo duși de noaptea, de când au fost spartă piața universității acolo, de la corturile alea cu zona liberă și cu greviștii foamei. Să zic românește elegant, să nu arăta altfel, că se vede în cameră, dar dumneavoastră puteți să tăiați pe urmă. Și deci acestor oameni probabil că nu li s-a acordat primul ajutor. Erau acolo răniți și pe jos. Nu știu dacă li s-a... Nu prea arătau că să fi fost oameni cărora să li se acorde primul ajutor. Nu prea, nu prea. Asta este un adevăr, nu prea. Nu arătau așa. Atunci, pe urmă, am adus băieții, o fată, studentă, o studentă care... Era în pielea goală, așa a zis, urma am aflat IGP. Acolo, pe la, da, în zona IGP-ului, de acolo, de pe stradă, de unde au adus-o, ne-am pomenit cu ea. Și pentru că era goală pușcă, de la un miner de-al nostru din vale, am cerut bluza de salopete, am făcut fustă și de dintr-aia bluză, i-am făcut bluză, da. Și dar asta, de unde venea fata asta? Fata asta se pare că era adusă de altcineva de la universitate. Că noi când am ajuns la universitate, acolo, balconul ăla istoric de... speech-uri, așa, destul de bine finanțat, inclusiv de oameni din fostul guvern Petre Roman. Acolo s-a găsit să nu spună lumea că au spart minerii din vale. Domnișoară, pot fi acuzat de subiectivism. Dar cine mă acuză, trebuie să aibă asemenea dovezi ca să nu intre moartea în casă. Atunci când acuzi un om pe nedrept cu ceva, Dumnezeu să știi că te cântărește cât ești în viață, nu când ajungi în fața lui și spune la dreapta sau la stânga mea. Nu. Deci de la IGP ați mers direct la arhitectură, la universitate? Da, sigur, în piața universității și până acolo am ridicat mașinile arse, răsturnate, toate alea, am mai curățat, cum am zis, cioburile, în mod deosebit fundurile, că lumea toată era încălțată cu cizme de cauciuc. Și mai rău decât fundul de un borcan sau de sticlă de bere sau de așa ceva, nimica nu taie, cioburile alea laterale, alea sunt egal. Gâtul, partea conică, unde e mai groasă sticla și fundul. Părțile care rămân în sus, așa, din trunchiul, din cilindru sticlei. Ăsta. Și la arhitectură, cam aveți idee cam pe la ce oră ați ajuns? Noi am ajuns acolo cam pe la 10 și ceva, în jur de 10. Dimineața? Da. Păi la 6 fără ceva am fost în București, în jur de 6. Până ne-am dus noi acolo s-a stat foarte puțin și până ne-am dus încoace. Și cine v-a spus pe unde trebuie să o luați ca să ajungeți? Ei, au avut ei acolo oameni care au zis, veți merge cu dumnealor să, cu tare, unde trebuie făcut curățenie și ordine. Păi, deci ați fost îndrumați. Când într-o casă ai deranj, nu faci ordine în casă, nu așa se spune. Nu faci curățenie. Păi, nu, să nu credeți că era vorba... Vedeți, asta e interpretare răutăcioasă. Nu știm să ne detașăm de dobitocismul ăla politic care ne intră în cap. Domnule, s-a spus să mergi să faci ordine. Va trebui să faci odată loc de acces, să meargă lumea pe trotuar, să meargă pe urmă pe carosabil mașinile. Cine a incendiat atâtea zeci de mașini pe atunci pe străzile Bucureștiului, în zona centrală și aia la altă? Hai să... Și aveți idee care, cine erau persoanele care v-au îndrumat spre locurile în care trebuia făcută curățenie? Păi erau civili ăia. Sau erau în uniformă de miner, dar echipamentul nu era de-al nostru românesc, că noi aduceam lămpile, în general lămpile de mină, alea de șold, cum se spune, sau de cap, din RDG. Alealalte erau poloneze. Încă românii nu făceau atunci lămpi de șold. Nu se făcea, să fie clar. Și oare de ce erau îmbrăcați în uniformă? Pentru că nu erau de noștri, nu erau din vale, erau din alte părți, cine știe. Sau, nu știu, alții care trebuiau să fie acolo. Că, în general, pe sub salopetele alea aveau gulerele de cămașă prea albe și prea curate, domnișoară. Nu putem spune că erau ai puterii sau ai opoziției din politice din clipa aceea. Nu se poate spune. Dar în orice caz nu erau mineri. În niciun caz. Nu de Valea Jiului, nici de aia la alții nu puteau să fie. Nu. Și, practic, pe parcursul acestui drum, de la gară, mă rog, trecând pe la guvern și după aia, venind până în viața apoi, universității, da? Singurele distrugeri la care a fost dumneavoastră martor din partea minerilor au fost... Sigla aia de PNL. Nu,
sigur. Haideți, eu vă spun dumneavoastră dacă vreți păstrați, dacă nu scoateți. Pe tot traseul de la Gara de Nord, pe unde ne-am dus noi pe lângă, în fața, e o stradă cu blocuri mari așa de 8, 9, 10 etaje și pe stânga și pe dreapta. Nu știu dacă ai turda. Nu cunosc eu așa, turda. Nu știu eu, pe din coace, pe dreapta, cum păi ești de gară, nu știu, nu mă pricep. Nu vă supărați, fiți convinsă dumneavoastră că FSNI sau Iliescu nu le-au spus la toți locatarii care locuiau pe partea aia către stradă, la apartamentele către stradă, să-și cheme vecinii care sunt către curte, că trec minerii și să arunce cu flori și bravo lor, minerilor și nu știu ce, bine ați făcut, ați venit să faceți ordine, că ăștia așa și pe dincolo. Domnișoară, când mii de oameni spun acest lucru, tinere, domn, nu mi se pare că este ceva aranjat pentru bunul Dumnezeu. Să dăm cezarului ce al cezarului. Omul a crezut că bine că vin ăștia, că au mai fost și în ianuarie și în februarie, când au fost mișcările alea cu domnul, cum îl cheamă, zic domnul ăla de a fost șeful școlii de miliție, securitate la Băneasa. Ăla de a fugit pe urmă în Elveția și s-a tăiat acolo că l-au atacat oamenii lui Iliescu cu lama. A fost membru în CPU-neu. Nu Mârza... Nu știu cum, nu mi-aduc aminte acum de numele lui. A apărut dumnealui și acum mai recent la una din televiziuni cu doamna Ana Blandiana la o emisiune despre Revoluție și cu Gelu Voican Voiculescu, așa... Hurezeanu? Nu, Hurezeanu. Nu, de Hurezeanu am avut necazuri din cauza lui în piața universității, că era să dărâme ăștia intercontinentalul, să... Vai și-a luat, dacă nu-i linișteam, împreună cu câțiva oameni care, mă rog, iau și director de mină, ținută, într-adevăr, de mină. Deci, și ce s-a întâmplat când ați ajuns în piața universității? Cum ați ajuns acolo? Pe jos, făcând curaj. Pe ce stradă? Păi nu știu, în fața universității. Pe unde să vine de la IPG-ul încoace? Pe strada aia, nu știu. Pe Cogălnicianu. Nu știu, nu mă interesează. Așa, și ce s-a întâmplat? Deci ați ajuns în piața universității, da. Și acolo ce s-a întâmplat? Ce să se întâmple? Am început să facem ceea ce trebuia făcut, curățenie. Ordine. Bună ziua. Să rămână. Alea puse pe trotuar, alea luate adunate, au venit mașini cu trailere după ele și am încărcat cu mâna dacile care erau arse, mașinile arse, în general dacii, așa, tonetele, au adus pe urmă mături și s-au măturat trotuarul și s-au adunat sticlele, ce să facem? Și am stat acolo ca proști, asta este adevărul. Până când a apărut un ziarist francez de la Le Pont, așa, băiat înalt, bine făcut bărbatul. Noi nu suntem bărbați, bine că suntem mai, știi, sub 1,80, așa, doamne iartă-mă. Și a început cu camera să rupea el un pic românește, avea și un interpret, un translator, ăla când vorbea, avea camera aia mare aici, așa, Sony pe umăr, avea, cum îi zice, blocul de sunet, așa, la șold. A venit Miron Cosma pe un aro plin de megafoane, că noi, acolo, curățe, așa. S-au adus sape și au început să sape adică zona aia. Ce zicea exact? Să facem curățenie, domnișoară. Curățenie stradală, nu pietonală, nu umană. Nu aveam de ce, că nu mai era la cine să facem. Ne-am așezat acolo, am așteptat să vină pe urmă trailer ca să ridice alea două autobuze care au ars cu zi înainte. A venit un elicopter nenorocit acolo, s-a învârtit, s-a reîntețit focul și s-a aprins, că nu era nici dracu în jurul lui. Ăsta este adevărul, nu a fost aranjat. Ei, până la urmă, au fost stins cu stingătoare, cu s-a pompieri. S-a de la elicoptere. Păi da, aerul ăla care îl împinge elicile, nu, elicia îl împinge în jos, e normal că s-a întețit. Nu zburătăcește tot. Aveți ce este pe jos. Aveți ideea cui era elicopterul? Sau păi cum era? Elicopter alarmatic, a cui să fi fost? Nu era la altuia, n-avea nimeni altcineva elicopter. Partidul Comunist, chiar dacă ar fi avut flotila aia care a fost, aia nu mai lucra așa. Și în piață erau oameni? Ce se întâmplă? Era civil, bucureșteni, eram și noi. Noi ne-am așezat pe trotuare, brigada mea, am așezat-o pe bulevardul ăla între Intercontinental, aici Universitate Inter și aici ăla, cum îi spune, fântâna aia arteziană, acolo era restaurantul Dunărea sau Pescăruș, nu știu, nu mă pricep. Pe bulevardul ăla i-am pus așa, cam la 10 metri unul de altul. Unul cu fața către Dunărea, unul cu fața către Inter. Ca să degajăm carosabilul, să poată circula lumea. Era marcată trecere de pietoni acolo la intersecție, să putea circula acolo, gata. S-a terminat cu zurbăgeala, nu? Și care atmosfera în piața universității când ați ajuns? Oamenii cum reacționau, bucureștenii care erau acolo? Se bucurau că am venit. Faceți ordine, fraților, că noi nu suntem în stare. Faceți.
Și au început, când s-au degajat ăla, au început să vină IMB, IGM, IMGB-ul, cum dracu sunt ea, turbomecanica, semănătoarea, știi Dumnezeu, marile foste uzine. Deci au mulți. Dă mine. Erau mai mulți decât noi când cum treceau pe acolo. Și oamenii care înainte populaseră piața universității, așa zis, și golani mai erau acolo? Nu prea, nu. Nu o singură doamnă către, am fost, către care au fost îndreptați oamenii, cum că aia este cea care ține pancarta de, de-a lungul bulevardului ăla, cum îi spune? Care dintre ele? Ăla care e... Bălcescu, ăla între Intercontinental și... Și Dunărea. Și Dunărea, ăla. De, se continuă acolo, de mergi pe urmă către Unirii. Cogălnician. Cogălnician, da. Nu, Bălcescu, ăla e Bălcescu. Mă rog, pe bulevardul ăla, repet. Între Dunărea și, și Inter, e ăla. Și pe urmă vine de după universitate, ajunge la intersecție. Ei, acolo o doamnă foarte în vârstă și foarte educată, se vedea pe dumneavoastră ei, nu o să uit niciodată mănușile ei croșetate frumos, alb, așa, foarte, a spus că aia de acolo, cu geaca aia de piele albă, aveți grijă că are pistola aia. Și pe imagini, pe urmă, văzute când și când, într-adevăr am văzut-o că dânsa era persoana care ținea de un capăt la bannerul ăla uriaș, zonă liberă de neocomunism, și în capătul ăsta, la altul către Dunărea, că era pe toată lățimea străzii, ea era pe partea de către Inter și din coace era un tip. Ăla l-am văzut în fotografii, dar când am văzut imaginile acelea în reluare, în decursul anilor, am văzut, hopa, asta e tipa. Și într-adevăr avea la ea pistolet, nu o să niciodată, bereta. Și cum, cum care nu era specific României deloc. România aveau Carpațiu și TT-ul rusesc. Și, și cum ați descoperit care pistol la ea? V-ați dus și ați păi, când doamna mi-a zis, eu am spus la câțiva băieți, mineri de acolo, uite măi băieți, fiți atenți că acolo s-ar putea să aveți surprize. Nu conta că cine era, că lumea știa că băieții de la mei erau îmbrăcați și ei în salopetă, eu nu eram în salopetă, că n-am fost la serviciu, la șut în mină, așa, și am zis, mă, o luați așa frumușel, prin învăluire, prin cutare, nu, să nu dea de bănuit că voi mergeți cu scopul de a o prinde pe ea. Și s-au dus frumos, ja, într-adevăr, în stânga aici avea pistoletul, bereta, era doar și poate. Și acolo unde acum este sensul giratoriu... Și ce s-a întâmplat cu ea? Cu această doamnă? Am predat-o tot la armată. Păi cui s-o predăm? Ce? Miliție nu era, poliție. De unde credeți că știa doamna bătrână cu mânuși de dantelă? Păi din zilele precedente. O fi văzut-o. Că doar deasupra de Dunărea acolo, nu știu, e hotel, nu, sunt locuințe. Sunt blocuri cu locuințe în jur pe acolo, normal. Că dincolo, în partea alaltă, parcă era spitalul Colțea și aici parcă, vis-a-vis de universitate, acolo pe partea asta opusă, e Palatul Șuțu sau ce este acolo. Da, sigur că așa ceva, alea le țin minte veacul vecilor. Și cam câți ani avea această doamnă cu pistol? Asta în jur de 30 și ceva, 40. Era femeie frumoasă, nu zic eu că nu. Frumoasă din toate punctele de vedere, nu numai face-ul și, și fizic. Era proporțional făcută, dar privirea era rece, rea. Era de șarpe. Da, era privirea rea. Era mașina armată acolo și ăia au urcat-o. Nu o legat-o cu cătușe, sfoară, aia au legat-o cu mâinile la spate. Bine. Și, și în piața universității când ați ajuns? Niciodată n-am văzut-o nici pe aia la proces. Că procesele, pe urmă, în următorii ani, cu aia care au fost la piața universității, știți bine că au fost mai date pe televiziune și au fost condamnat și un miner din Vale, dar ăsta pe urmă, mai încolo, 91, că ar fi dat cu săpurea în cap la cineva sărac, om a făcut câțiva ani de pușcărie, era de la mina Livezeni. Ăla care a dat cu secure în cap lui Maria Munteanu, oare? Aia, pă, dracu, i-a dat cu secure în cap. N-a luat cu Maria Munteanu nicio secure, nicio vergea. L-ați văzut pe Maria Munteanu în piața universității? Bineînțeles că unul Iovan, așa, care a lucrat la Ipsurem, acolo, la uzina aia mare, cum mergem spre aia, cum intrăm în aeroport, vis-a-vis de aeroport, e prima uzină mare pe dreapta, dincolo de linia ferată. Când l-au găsit pe Maria Munteanu, era bătut, e adevărat, curgea sânge din el, n-a avut la oase rupte, hai să fim serioși. Unde ați văzut pe Maria Munteanu? Păi la universitate, de acolo l-au luat, l-au scos. Și acolo a avut sacoșe cu el din aia bombă, tip de pe vremurile lui Ceaușescu, era 4 lei și ceva sau 40 de lei, așa, albastră, în care erau aproape vreo 40 de, sau 39-40 de buletine de identitate noi nouțe, așa, era valută și mii de mărci și, și, și dolari.
Oh, mă, cele, tot la armată au fost predat. Pă, ce-a avut el. Dar pe ei... atunci? Păi să număra, sigur că da. L-au răsturnat, au văzut, nu lua nimeni nimica de acolo. Că de, o chema pe ea de la armată, e treaba voastră, că poliție nu este armată. Cine erau, luați-l și duceți-l. Da, un lucru s-a făcut. A fost chemată o salvare, nu știu cum, a venit o Dacia Break, l-a luat pe Maria Munteanu de acolo, ca să nu deie lumea el, e fântână arteziană acolo, între terasa aia de la Dunărea, acolo e terasa. Și restaurantul Pescărușii după, sau Pescarul, sau cum? Pescărușul, dar e un pic mai jos, deci e o terasă acolo, e fântâna de la universitate, în spate arhitectura și cum ne uităm la arhitectură, da? În stânga e piața universității. A, da. Clădirea universității. Da, este universitatea cu balconul, dar zic, cum este clădirea asta universității? Aici este Interul, aici e fântâna, uh-huh. Și pe urmă, aici în spate este arhitectura, aici este o terasă, uh-huh. Este un restaurant și pe urmă încă un restaurant. Exact, exact, exact. No, la al doilea restaurant, acolo am plătit 100 și ceva de porții de ciorbă până am avut bani. Am plătit 6.420 de lei cu martor. Ca să mănânce ceva amărâții care erau înfometați și rupți de oboseală, că au ieșit din mină, așa? De banii și, dumneavoastră. Da, și s-au dus, păi dar banii mei erau munciți tot în mină, domnișoară, până la urmă ormei. Așa, eram și eu tot miner, nu? Ce dracu. Ei, și ei s-au folosit acolo în mod deosebit de WC, până când am văzut că WC-ul deja nu mai poate să preieie dejecțiile umane, atâta câte sunt, și am rugat să pe șeful de local să facă bine și să ne spună unde se mai poate merge ca să meargă oamenii la WC, că n-am. Ei, am avut un pic de incident când acolo, în piața universității, știți că a fost odată o troiță, nu știu dacă merge și acum, așa, făcută imediat după decembrie, prin ianuarie, februarie, acolo era o ladă mare, așa, din tablă, cu nisip mult, unde mergea lumea să pună, cum îi spune, lumânări. Mă rog. Ei, la un moment dat acolo a apărut un grup de, destul de numeros de câțiva zeci de tineri, numai în blugi. Geacă și blugi, costum de blugi. Între timp a venit o dubă din aia TV, dubă, cum este și acum, știi, mașină de transportat marfă ușoară, cu sucuri multe, să dea la lume și ăștia, unuia dintre mineri, i s-a părut ceva ciudat că unul dintre băieții ăia caută cu mâna prin nisip. Când s-a căutat cu mâna prin nisip, s-a găsit un AKM cu încărcătorul la el, învelit în nylon, e adevărat, și două încărcătoare de rezervă și două pistolete. Așa. Nu erau TT-uri, în mod sigur, pentru că le cunosc. Eu am făcut armată, nu bișbășeală. Așa. Ei, și alea le-am predat, bine, atunci săracii aia care au fost acolo, toți au luat-o pe coajă, urât de tot, dar noi am predat totul la armată. Tinerii respectiv. Au fost luați în mașină, da, 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 într-un camion de alarmate. Ei practic aveau legătură cu aceste arme? Nu știu. Tot ce se poate. Eu nu am stat să interoghez, că n-avea, nu era treaba mea. Fiecare știți dumneavoastră cum spune românul, cu aia a lui. Și ei, practic, ei încercau să ia aceste arme de acolo? Probabil că da. Și minerii au fost mai rapizi? Păi nu, li s-a părut suspect că ăla, în loc să pună lumânare, în loc să netezească nisipul, să scoată resturile de lumânări rămase, cioatele alea mici de lumânare, să le pui într-un mâr, tot umbla cu mâna până aici, așa, prin nisip și tot căuta. Păi la știa că după ce caută, domnișoară, că nu căuta dambouulea. Ăia alea erau puși ca să facă ceva, probabil să tragă mineri, să iese cine știe ce. Și minerii au venit repede au venit acolo și au zis, uite, uitați ce face ăla acolo, ce caută ăștia pe acolo, hai să căutăm și noi. Și au început să caute și pac, învelite în nylon frumos, s-au găsit toate trei. Le-ați adică, văzut dumneavoastră? Păi bineînțeles, sigur că da. Aha. Și tinerii ăia, cine credeți că erau? Tineri. Atât, nu... Nu, nu ne-am prezentat unul. N-ați vorbit nimic, n-ați întrebat. Ce să vorbim? I-a preluat armata, i-a încărcat în camion, că erau vestimentari, erau un grup compact, perfect distinct, ușor de distins față de noi ceilalți, de minerimea care eram în salopetă. Și acești tineri au fost bătuți? Păi au luat-o pe coajă deja pe acolo și apoi mai departe, unde i-a dus armata, ce-au făcut cu ei, nu știu. Poate știe domnul Mărieș, că el e cu decembrie 21 în București, nu știu ce, nu știu cum, încă și încă. Dar spuneți-mi, cum l-ați văzut
când l-ați văzut prima dată pe Maria Muntanu atunci în piață? Atunci când a fost scos de la universitate, bătut și băgat sub cornișa de la fântână. L-ați văzut în momentul în care a fost scos din da, 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 din universitate, din clădire, da, pe ușa din față către statui, pe acolo se ieșea. Din clădirea? S-a trecut pe sub balcon și l-au adus acolo, că nu știu ce, nu știu cum. Din clădirea universității sau de la arhitectură? De la, nu, din universității. De acolo, că așa au ocolit clădirea și au venit aici. Că ăsta e ăla, Hristosul studenții, nu știu ce, nu știu cum. Domnișoară, ce-a căutat el acolo, ce nu, cine l-a pus, că nu s-a dus de capul lui. Astăzi este un serios om de afaceri, colindă Statele Unite, dracu, nu s-a dus la cadă biștii de ruși, așa-i? Nu, vedeți, nici la chinești nu s-a dus. Înseamnă că vă puteți da seama foarte un raționament indubitabil că cine l-a finanțat. El a ieșit pe picioarele lui când a fost adus? Era păi conștient? Da, sigur că da, dar cum să nu? Cum să nu? Când au vrut ăștia să-l mai bată, ăștia la alții ca să facă Iovan ăsta, fostul director de la Mina Livezeni și cu alții care, mă rog, erau cam același grup de la Mina Livezeni, repede l-au lăsat acolo jos și l-au băgat așa oricum să fie ferit de cornișa aia, că așa este ceva mozaic din ăsta vechi, de tip vechi, așa, e rotund. Acolo l-au pus până a venit mașina aia. Ei între timp au fost pe la un sediu de PNC unde s-a zis că s-a găsit un copiator din ăsta, nu Xerox, pentru că ai o singură firmă de copiatoare și nu este una singură în lume, nu e impropriu de mine, du-te la Xerox acolo, nu, du-te la copiator, că sunt destul de multe firme în lume, așa, a luat de acolo plăcile astea de pica. Și una dintre plăcile alea era de muzică simfonică de Beethoven. Și când a venit asistenta care era lângă șofer, să-l ieie, i-a spus, domnișoară, ia dumneata, ăștia, uite că aici scrie Beethoven, eu nu știu, nu cunosc pe ăsta, ia-le dumneata că n-am ce face cu ele, că și eu le-am primit nu știu unde pe acolo. Așa că nu poate comenta domnul. Dar persoanele care l-au dus pe Marian Cosma cu salvarea aia, atunci să știți că sunt convins că mai trăiesc încă în... Și cred că sunt tot în București. Maria Muntanu. Pe Maria Muntanu, am zis Cosma? Da. A, scuze. Dar, și deci, el nu l-ați auzit spunând nimic pe Maria Muntanu? Sau ce, să se voi căia, bă, că nu, da, că nu știu ce, că, bă, că, a, alea era... Când a fost el scos din universitate, mai era cu cineva? Mai era însoțit și de alți oameni? Păi era însoțit doar de minerime, atât. El, alții de acolo, au mai fost ei pe jos, pe acolo, mai mulți. Era un fundul gol, în curul gol, domnișoară. Se pregăteau pentru sesiunea de iarnă, care urma să vină, să recupereze ceva lucrări de laborator. Ce să mai... I-ați văzut în... Toți erau așa, ziceai că sunt nebuni. Da, eu cred că erau drogați. Asta este adevărul. Domnișoară, un om nu-l poți manevra oricum. Că unul cu tărie de caracter, bă, du-te de cu capul de perete. Păi nu e vorba aia. Dacă zic să sari în fântână, sari, trebuie să fii prea prost. Ceva trebuie să ai asupra psihicului lui înainte de a-i spune ceva, fă asta. Nu vedeți ăștia kamikaze ăștia care sunt de s-aruncă în aer din ai lui Al-Qaeda sau al lui nu știu cine dracu ar fi? Păi ăia nu fac tot afară. Sunt munciți în mod sigur psihic. Sunt munciți, lucrați, modelați să facă ceva. Care credeți că a fost rolul Maria Muntanu în piața universității? Păi să atragă atenția. Păi de ce credeți că domnul, cum îl cheamă, noi nu l-am văzut, nici eu, nici unul dintre noi. Dar așa știam că sus pe la etajul 4-5 e domnul ăsta, ziceți, de la Europa Liberă, cum îl cheamă. De tot apare la televiziunile noastre comentator politic, analist politic. Ziceți, domnule. Stelian Tănase? Nu Tănase. Nu. Tănase îl vorbește cu Dinescu. Moșierul de... Dinescu. Dinescu, da. Cu... Își ține el buza mereu, așa, am un lapsus, nu mi-aduc aminte numele. În sfârșit. La Realitatea TV este, în general, invitat dumneavoastră mai mult. A fost colaborator al lui Monica Lovinescu, la Europa Liberă, și al lui domnul ăla care scria în ziar, nu mai știu cum îl cheamă, în formula asta, poate că mai scrie și astăzi, comentariul politic de pe pagina a doua jos, Hosul Longin e unul și ăsta, altul e Munteanu, parcă, și îl chema și pe ăsta. Tot de la Europa Liberă, om în vârstă, de vârstă mai multă, mai în vârstă ca mine, depășit de 67 de ani, precis. Zi, domnule, cum naiba îl cheamă, poartă el ochelarie, întotdeauna îmbrăcat elegant, e om inteligent, nimic de zis. A fost la Europa Liberă în Germania, las că ne aducem aminte până la sfârșit. Mi s-a spus că ăla filmează acolo și transmite și cu tare și cu tare.
ăștia, hai că-l prindem, îi dăm noi lui, numai de-aia, de-aia și nu știu ce și nu știu cum. Foarte greu au reușit să, am reușit noi acolo, cei câțiva, care mai eram ascultați de masă, să-i stăpânim. Pentru că în toată chestia din piața universității, Miron Cosma a venit, a zis ce să faceți, l-a certat pe ăla de la Leupon, a vrut să ieie camera, ăla credea că Cosma deja ține bine de cameră, Cosma credea că ăsta la altul încă nu i-a dat drumul și amândoi au dat drumul la cameră și camera a căzut, s-a fărâmat. Chiar pe acolo, pe unde este Troița acum, cam în zona aceea, pe acolo, da, da, da. Cam așa, în drept cu colțul universității, cam aici așa s-a întâmplat treaba și cam acolo e și Troița acum, în zona aia de spațiu verde care se alungește de la sensul giratorului, nu după ce ocolești acolo, la, e câte o limbă de aia de verdeață în cele patru direcții de magistrale de străzi. Și deci nu e adevărat că lui Maria Muntanu i s-a dat cu un topor în cap și i s-a spart cutia craniană? I s-a dat în cap cu furtun, fără ăla așa, păi cu furtunul ăla, domnișoară de înaltă presiune, cu inserție, mai multe rânduri de inserție metalică, cauciuc gros, păi dacă ăla când ai dat, normal că se rupe un os dacă e din ăla mai ginga și aici nu ți se rupe o tibie sau știu eu, un humerus, dar dacă dai undeva la claviculă, la coaste, la cap, la cutia craniană, precis că plăznește pielea, scalpul, poftim, așa. Ăla au fost lovit pe aici, pe acolo, pe dincolo, sângera, nimeni nu zice că nu, dar nu că, sigur, știți, trebuie umflat în țară ca să fie ca armăsarul, ca balifantul. Și pe Mărieș, pe Doru Mărieș l-ați văzut atunci în piața universității? Doru Mărieș, cu decembrie 21, da, dracul cunoștea atunci pe Mărieș, cine era Mărieș. Mărieș e cunoscut acum, după, nu știu ce, nu știu cum, că în ișoară. Astăzi majoritatea lor care iasă pe televiziuni sau fac declarații de presă în numele lui nu știu ce, o fac pe bani, domnule Șarăscu. Dumneavoastră din mass media, în general, hai să zicem, sunteți mass media, faceți ceva. Munciți de vă sar capacele ca să faceți ceva acolo, să... Ziceți că nu e așa. Așa este. Și deci... Cela care vă vede și vă verifică sau vă dă de lucru, vă dă dispoziție ce să faceți, zice, asta da, aia da, aia da, aia nu, aia da, aia nu, taie, nu. Nu e masa de montaj pentru... Sigur. Dar aveți ideea de ce a fost bătut totuși Maria Muntanu? Păi, dar era conducătorul studențimii și nu glăsuise de acolo numele penețiștilor. Mișoare, nu, împotriva penețiștilor a fost, în general, n-ați văzut că a obținut cel mai slab rezultat? Ordinea a fost FSN, PNL și PNC. Și restul alea, alte partidulețe de alea de 15, 20 de inci, de 100 de inci, alea erau... Câtă frunză și iarbă, toamnă, în parc. Deci a fost cumva o reglare de conturi cu reprezentanții pieței universității și cu care s-au cuperit nu, nu, asupra lui și asupra ăstora erau văzuți în general nu numai de minerime și de lumea de, din țară care a curs spre București în noaptea de 13 spre 14. Au fost văzuți ca sâmburii dezordinii care s-a născut în București după masa zilei de 13. Dar care au fost prinși și bătuți. Păi, ce vrei să-i faci altceva? Bă, ha, ce mai fost printre ea? Lasă. Păi... De ce credeți că n-a intervenit poliția sau armata și nu l-au arestat? Păi, dar cine a zvânturat și a eliberat piața universității? De greviștii foamei, cu salamurile, așa, cu brațele, salam de vară și salam buscat de la italian. Unde au fost corturile, toate au fost deasupra de capace din alea de cămin, care lega subsolul naționalului de subsolul intercontinentalul. Unde au fost și tipografia ziarului lui Răposatu Rațiu. Și să... Acolo erau la capacele alea sudate, cârlige așa, sudate. Păi le-au fi sudat, cine știe când, sau erau alte capace, nu? Le-au sudat, le-au adus, le-au schimbat și de cârligile alea stăteau... Cum le-ați descoperit? Păi s-a dus unul acolo și când făceau curățenie după mizeria lăsată aia de o palmă acolo pe spațiu verde, cu greba, cu cutare, unul i s-a părut că, mă, ăsta e mișcat și prea, mă, unde-i salam aici? Că nu, are o anume aromă, în sfârșit, un miros, poftim dacă vrem, dar mirosul deja e ceva neplăcut. În general, aromă, parfum, așa. Ei, și omul, ia vă să vedem. Și când l-au ridicat, hai de mine. Cine erau stricat? Așa erau. Nu erau stricat. Da, de unde? Păi dar au mâncat ei săraci, că mașinile din vale care au venit cu alimente după noi, au plecat lumea nemâncată, fără puținul ăla ce l-au primit în gara Craiova când s-a schimbat o locomotivă în 20-25 de minute, au venit. Ce s-a primit de mâncare? Mii de la Craiova. Lapte, pâine,
era destul atunci. Așa, și conserve și de-astea, astăzi zicem sandwich-uri, nu? Mm-hmm. Patețele cu mâncare, cine, mic cine, dejun. Cine l-a adus la Craiova? Populația din Craiova, nu avem noi de unde să știm. Nici nu ne-a interesat și nu mă interesează. Știa ora la care ajunge trenul? Da, știa că vine trenul care vine cu minerii. Păi acum, dracu', toată țara știa că a plecat trenul, ăla dădea. Păi dar e un regulament în căile ferate, mă, are liber de circulație, la ora cu tare a trecut la mine, să știe, circulă cu viteza asta, cam pe la ora aia acolo. Na, și asta a fost. Nu a fost devastată nicio gară în 90-97, niciuna. Devastarea a fost făcută prin 91, prin 96. Și în afară de Maria Muntanu, ați mai văzut și alți oameni bătuți cunoscuți? Am mai fost, sigur că am mai fost așa. Dacă era în costum de blugi, o lua pe coajă. Nevinovat, ăsta este un adevăr, eu nu zic că nu. Au fost. Costumul de blugi era elementul? Era elementul de golan, stigmatul de golan, ștampila de golan. Ah, dacă avea și păr ca el, hai de mine, Doamne. O lua, urât pe coajă, o lua. Da, dar de ce? De unde veneau semnalmentele astea? Ce anume? Adică de unde știau vinerii că ăștia sunt inamicii numărul 1? Vedeți dumneavoastră, toți cei care erau salariați ai puterii, ai sistemului bugetar și atunci, trebuia să aibă o ținută vestimentară așa cum are și ăla din Occident. Adică cam la 6 ace, 7 ace, 8 ace, 10 ace. Nu vă supărați. Blugi din ăștia cu turul pantalonilor până la genunchi, unde generația noastră spune că își duce rahatul o săptămână și îl adună și după aia să-l dă jos. Păi, vedeți, și cu bluga pe cap, când îi zăpușea la afară de la tricoul ăla, imitarea ăluia care acolo nu este educat tânărul de astăzi, adolescentul, că băi, băiețaș, fetiță scumpă, ținuta aia la care o vezi tu, Shakira, aia e ținuta ei scenică. Tu așa o vezi, scenic, când înregistrează nu așa un videoclip, un ceva. Aia când e pe stradă nu umblă așa. Aia umblă la după cum are banii, după cum are cultură și trebuie să aibă ceva cultură. Deci astea erau practic elementele de cadență. Da, astea erau elementele care ieșeau din contextul general, din ținuta vestimentară și facială generală. Fără. Și lumea a zis, da, domnule. Domnișoară, pe atunci, la ziua onomastică a cuiva sau la un chef, să știți că rar se ducea lumea cu altfel decât la costum, cravată, cămașă. Aveai cu ce? N-aveam nevoie să cumpărăm zău. N-aveam nevoie de second-urile, de vechiturile și căcăturile occidentalului spălate, mai mult sau mai puțin, aduse aici, nu? Te duceai și îți cumpărai din costum, din magazine, orice vrei, nou-nouț. Păi, domnișoară, România vindea lenjerie de corp. De stătea pisoiul în coadă aia, tetra aia, vestiții, îi bătuseră în păchinez la calitate. Iar la capitolul lenjerie, tot de corp, dar de damă, aducea de alea din Grecia, triumfurile alea. Că alea de acolo erau, nu? Triumfuri din Grecia, mi se pare că se făcea. Asta era. Și vă mai amintiți aproximativ, așa că sigur a trecut destul de mult timp, cam câți oameni au fost bătuți atunci în piața universității? De... Vreo 30, 35, 40, chiar și 50. Îmbrânciți au mai fost mai mulți așa și zgâlțiți un piculeț, dar pe aia care erau așa mai deosebiți așa într-un punct de vedere, îi lua armata, că avea armata mașinile acolo cu prelată, ovlonul din spate dat jos, știți că este treapta aia care se basculează, targi pe el, sus, se oprea mașina, îi ducea. Unde ducea ei știau. Și care au fost raporturile minerilor cu autoritățile pe parcursul șederii la București? N-am avut treabă cu nimeni. Nici cu populația care era, să zic așa, după tiparele acelor timpuri, comportament civilizat. A trecut prin piața universității un domn cu foarte bine îmbrăcat, să vedea că e profesor universitar, că ne-a spus și dumnealui, și avea un afiș din ăsta aici așa, încât scria, sunt Golan, la care tot buză ăsta, adică buzosul ăsta de Iovan, i-a spus, omule, nu te supăra, domnule dragă, eu te văd pe dumneata că ești om serios, domnule, dumneata ești un domn, domnule, se vede după cum ești îmbrăcat, cum areți, tuns, ras, bărberit, frumos, cu geantă, diplomat, că erau diplomatul și pe vremea lui Ceaușescu, ăsta e adevărul, dar pe dumneata nu ești Golan din tăla prăpădit, din tăla așa. O, dracu, pui țâdula asta aici așa în pieptul de metale și o rupt-o și odată duce și îți vezi de treabă, că dacă aici nu ți-a făcut nimeni nimic, dacă nu te-a observat, nu a fost lumea atentă la dumneata, că erau
ședeau pe trotuar oameni și au împărțit laptele, un camion întreg cu sticle cu lapte. Repet, domnișoara, au luat bucureștenii laptele și pe navetele alea metalice în care se duceau sticlele acestea cu lapte, de un kilo, sticle de un kilogram, toate au fost aduse înapoi. Toate sticlele spălate, frumos curate, ceea ce, repet, n-am să uit niciodată în viața mea. Apa minerală care a venit cu două carosate de câte 10 tone, alea de unde au venit, că de aici, că de acolo, de undeva, nu contează, pentru mineri, toate le-am împărțit la populație, domnișoară, toate. Și după masa până la 3 și jumătate, 4, când deja s-au făcut liniște, s-au făcut curățenie în mare, a venit salubritatea bucureșteană care era atunci, a preluat mai departe aia, au venit mașini cu trailer de răsturnare, cumva s-au încărcat și alea alte două autobuze care s-au aprins și porumb au fost repede stinse, nu prea mai era nevoie de prezență, direcția polivalentă. Dar în piața universității, întrebare, în momentul în care au fost acești 30, 40, 50 de oameni... Păi au fost așa, în general, pe aici, pe acolo, mă rog, unul, altul. Sau, așa, erau efective ale armatei sau ale poliției în acel moment în piață? Nu prea, nu prea. Ei erau mai încolo, pe străzile alea care curg înspre piața universității sau, mă rog, gradează dinspre piața universității. Cam și acolo. V-ați întâlnit vreodată cu armate și cu poliție în București pe parcursul acestui drum pe care l-ați făcut? Sigur că da. Acolo, când am venit de la guvern, să trecem prin față pe la ăsta, ne, pe la magazinul Victoria, pe la IGP-ul, acolo era într-adevăr armată, era armată, da, da. Și da. N-ați avut nicio incidență? Nu, 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 ei erau instruiți că decât să vă faceți de lucru cu ei, vedeți că sunt o hoardă întreagă, e o mie de vreo 10.000 de oameni, porniți pe orice ce, că de fapt, știți, era un sâmbure de adevăr. Nu s-a închis în 97 mineritul din vale, domnișoară. Nu, să știți ce înseamnă ca într-o singură zi, în baza unei dispoziții, la 20 ceva de mii de oameni să le spui că nu mai aveți loc de muncă, acei 20 ceva de mii de oameni, domnișoară, le duceau pâinea pe masa a încă vreo 70-80 de mii de oameni, domnișoară. Păi de la 60 ceva de mii de salariați cât s-a avut CNH-ul la ora actuală, nu CNH-ul, adică cum era atunci combinatul minier Valea Jiului, pormă regia autonomă a Huilei, pormă acum compania națională a Huilei, păi mai sunt încă vreo 9.000, 10.000 salariați, domnișoară, că bărbat, că femeie, ăia toți întrețineau pe lângă sine încă 2, 3, 4. Nu, să știți vorba aia românească printre multe altele din popor, că prostimea, să nu spun mai pe românește, are copiii mulți. Ăla n-are bani, pentru nu avea bani atunci să rezolve cu partidul ca să-i facă la soție un chiuretaj, un abort, că uite, am deja 2 copii și, domnule, nu, nu, nu. Sporul de populație, de la 4 copii în sus, nu mai era problemă. Deci n-au fost incidente atunci cu armata și cu poliția, din potrivă, niciodată, aveau instrucțiuni să vă lase în pace. Cu armata au apărut primele incidente și cu poliția în 91. Când... Dar în 90 n-a fost nicio problemă. Nu, nu. Adică nu, clar nu, ei știau că trebuie să vă lase în pace. Ei doar, nu că știau, nu, ne lăsau în pace. Zic eu că asta era mentalitatea lor, ordinul chiar primit de ei. Ei preluau pe aia care ziceam noi că zgolan și nu știu ce și nu știu cum. Adică noi am făcut minerimea și nu numai minerimea din vale. Toți aceia care au fost până la urmă acolo au făcut-o pe un fel de polițiștii, reinstauratorii, ordinii publice, stradale, față de aia care au făcut zurba din 13 și până în 13. Practic colaborând cu instituțiile bine, statului. Bineînțeles, dacă ei preluau, au preluat, cine știe, i-au dus undeva, i-au ascultat, le-au tras o mamă de bătaie pe la vreo închisoare, pe la vreo, știu eu, unde Dumnezeu, și vorba i-au dus dracului acasă. Mergeți, mă, și dar mai faceți așa, o să pățiți. Mm-hmm. Apoi nu le-au mai venit multora să, dintre aia să facă încă o dată, că au zis, bă, asta este. Și domnișoară, vedeți bine că din 90 încoace, totul s-a cernut, s-a cristalizat, partidulețele au dispărut, cei care au avut capacitate de a fi în fruntea țării într-un fel sau altul, au ajuns. A fost și schimbarea asta periodică la putere, când stânga, când dreapta, care e mai bună, care e mai rea, și unii buni și alții buni, și unii răi și alții răi. Asta este ceva foarte cât se poate de firesc. Zicem noi acum, asta e democrația, da, pentru noi rasa albă, dar pentru alții bani. Dar ce s-a întâmplat după piața universității? Deci cam cât s-a stat în piață atunci? Păi până până la vreo 3, așa. Deci ați ajuns până la un 10, ziceați, în piață? Da, cam până la 10, da. Am stat acolo câteva ore, s-a luat, s-a curățat ce a fost mizeria, grosul mizeriei și, pe urmă,
Băieți, au venit autocarele, autobuzele de la București și ne-au dus la... Ați primit mături sau... Bun, da, sigur, s-a dat și mături, s-a dat cine, și lopeți. Cine a dat măturile și lopețile? Autoritatea civilă bucureșteană, eu știu cine. Că cu mâna nu se sapă. Sigur. S-o săpat, s-o arat frumos acolo, s-o săpat așa, s-o greblat în bucata aia de spațiu verde care este, zicem ăsta, Interul, aici e Național, știți că aici este ceva așa, o bucățică din asta de spațiu verde în față la Inter până ajunge la intersecție. E un scoar acolo. În fața datorului Național. Așa, 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 în fața Naționalului, unde da. Unde au fost corturile? Acolo, da. S-a făcut curat, bec, la revedere și am plecat. Și am dus. Și de acolo ați plecat deja, ați plecat la polivalentă. Din universități, în direcția polivalentă toată una. Au mai fost câțiva zăpăciți care, mă rog, țigănimea trebuie pusă la punct. Nu, domnișoare, nu a fost chiar așa. Pentru că și între mine au fost țigani, domnișoare. Așa că nu contează culoarea pielii, nu contează convingerea politică, convingerea religioasă, domnișoare. Contează omenia, comportamentul unui om. Nu e așa de greu de văzut asta. Și autoritățile ziceau că țigănia trebuie pusă la punct? Ei, nu autoritățile, civilii din București. Uită pe ăla, pe ăla, uită pe ăla, uită, pe ei. Au fost conflicte cu grupuri de țigani în București? Au fost, da, așa, în 14 după masa, unii care s-au dus cu mașini, cu nu știu ce, au mai fost și dintre aia, da, e adevărat. Dar nu conflicte așa că... Unii care s-au dus cu mașini, unii dintre mineri? Dintre mineri, da. Și din vale, și din alte unități economice, sau, mă rog, uzine din București, societăți comerciale, să le spunem astăzi, care atunci au fost uzine mari cu mii de salariați, astăzi este nimic, așa? Au fost, sigur că da. Aveți unde, cam în ce zone, în centrul Bucureștiului sau în alte părți? Până unde, dracu, sunt ei mai mulți în București, nu știu, în ce cartier. Prin Rahova, așa, Rahova, da, parcă Rahova e pușcărie. Nu, e și un cartier. Ești un cartier, nu, mă rog. Cumnatul meu, stimată domnișoară, unul din mulții mei cumnați, este țigan jet-beget. Și la culoare și la tot ce vreți. Și este un om că am curajul să-l pup oriunde și pe fund de cât de om de omenie este, domnișoară. Este la fel ca ăsta la altul, cum îl cheamă, Mădălin Voicu. Dar ce căutau minerii în Rahova și în Ferentari? Păi nu știu deci, dacă și Ferentar, dar pe acolo, unde e pușcăria, pe acolo. Mm-hmm. Că nu știu dacă pușcăria e în același cartier, Rahova, pușcăria. Nu știu pușcăria, nu știu. Nici eu nu știu. Dar ei s-au dus, practic, spre pușcărie sau cum? Nu, s-au dus în cartierul ăla unde sunt mai mulți țigani, că ziceau că uite acolo sunt ăia care au venit și au dat foc și au făcut și nu știu ce. Cine știe? Cine zicea că ăștia au dat foc? Civilii din București, care erau printre noi, pe acolo, amestecați cu noi, peste tot, ca așa și pe dincolo. Domnișoară... Și ce s-a întâmplat când au ajuns în Rahova? Ce să se întâmple? Au văzut lumea că ce și cum, că care au fost, au fi întrebat și ei pe ăla, ce ați făcut, unde ai fost, ce ai făcut și... Mă rog, știți... A fost un conflict? A fost, a fost așa. S-au dus acolo și au căutat cine e, bă, care ați fost acolo, cine a fost, că uite, noi venim și radem tot și facem să vină aia. Și unii au zis că ăla au fost pe acolo. Tot ei țigani între ei s-au turnat unul pe celălalt, domnișoare. Nu știți cum e obiceiul la români? Capra vecinului. Da. Au fost ridicați atunci oameni din... Nu cred. Dacă te unul mai gureș, probabil că a luat-o peste gură. E adevărat. Că cine sunteți voi? Să fi... Așa au fost conflicte. Cineva a fost frică să intrați acolo? Nu, dar de ce să mă duc eu acolo? N-aveam nicio treabă. În general, n-aveam. Dar ăștia erau un grup de câteva zeci de oameni. Cine dracu să punea cu ei? Că dacă era vorba de ceva, una, două se găsea cum să-i anunțe grosul și... Doamne, ferește, nu s-a dus minerimea acolo să facă incidente care să fie mai multă zurbă și mai multă dezordine decât a fost în 13 după masă atunci. Nu s-a dus lumea pentru așa ceva. S-a dus ca prin prezența aia, pe asta s-a mizat. Prezență fizică și masivă din afară de București, uite, vine aia așa, păi... Și, deci, din piața universității s-a plecat spre polivalent. Au plecat numai minerii din vale? Nu. Toată lumea a plecat din piața universității la polivalent. Și acolo s-a noptat până în dimineața zilei de 15, s-a mai stat acolo, ni s-au adus sandwich-uri din astea așa, gustărică acolo, ceva, o felie de pâine cu un pateu, cu o roșie, da. Cine l-a adus? Autoritățile. Eu știu. FSN-ul. Păi eu știu cine. Au venit, au adus, nu m-a interesat. Și
fiindcă în jur acolo erau și ceva grădini ale oamenilor, am vorbit, într-adevăr, am vorbit cu câțiva dintre aceia care am văzut că aveau cișmea și furtun. Dom'le, lasă oamenii ăștia, uite, să se spele pe picioare un piculeț, măcar că li se împute piciorul în cizma aia. Că, na, asta este adevărul. Un om trebuie să se, care e încălțat. Uneori și femeile au așa ceva necazuri. Ei, ne-a lăsat, am dormit acolo, a fost pe ecranul ăla, s-au pus casete, că încă nu era DVD-uri și CD-uri și așa ceva, în 90 nu erau. Așa, am văzut ceva filme și a doua zi dimineața iară s-a adus ceva mâncărică, haideți că, nu știu ce, nu știu cum, mergem la, cu autocarele, autobuzele, mergem la Romexpo ăla, acolo, la, așa, a venit domnul Iliescu, am mulțumit, dar toată lumea zice, uite că le-am mulțumit. Știți ce era aia? Să nu vorbesc foarte românește, că mă rog. De nu ne-a blestemat el minerimea, în mod deosebit pe aia din Valea Jiului, că aia era grosul. Păi el alții toți la un loc, nu știu dacă erau tot atâția, 10-12 mii sau 9-12 mii, cum erau ăștia din Vale, că era convins că e aproape lichidat ca imagine politică, ca tot ceea ce este și și țara o să fie arătată cu degetul de rău după față de cum a fost arătată de bine în decembrie 89. L-ați auzit pe Iliescu blestemând? Nu, domnișoară. Nu blestemând. El a zis, vă mulțumesc și nu știu ce, dar de fapt aia era. Vă ia dracu. Unde știți? Nu știu, am mâncat cu domnul Iliescu cot în cot la masă protocolară. Eu nu știu așa din linge pantofi de ăsta pix la licurici mai mari, mai mici de sistem de Golden Blitz, domnișoară. Sunt un piculeț altfel. Asta mi-o pretind și în fața lui Dumnezeu Tatăl. Eu sunt cum sunt. Eu n-am, noi, familia noastră, avem două blesteme. Neamul meu. N-avem voie să facem rău la semenii noștri și cu orice risc, dacă poți să faci un pic de bine, fă-l, și nu avem copii fete. Noi numai băieți. Asta este. Că e unul, că sunt 15, nu, 15 nu, dar 11 da. Da. Asta este. Și deci Iliescu a apărut când a venit la Romexpo? Păi după ce s-a adunat minerimea deja acolo și se plictisea. În ce zi era asta? În 14. La, în, la ce? În 15. 15. Da. Pe la ce oră? Păi să fi fost așa pe la ora, știu eu, ziua, n-amiază, mare. Și 1, 2, 12, 1. Aveți idee de ce mergeți la Romexpo? Știați că vă întâlniți acolo? Da, ne întâlnim cu domnul Iliescu, da. Da, da. Și, să ne spună să ne ducem dracu acasă, ăsta este. A, deci știați că urmează ulterior să plecați acasă. Eu îmi permis să fac afirmația asta. Am înțeles. Nu știați. Știți? Gândul este unul, vorba poate să fie alta. Păi tocmai în spatele unor vorbe, omul poate gândi altfel. O, dragule, cât ești de frumos! Cum dracu? Și în fond se gândește, vai de mine, Doamne, ciumă-fău ăsta mi l-a dus în cale, nu? Un bărbat de câte ori îmi spune, Doamne, cât de bine arătați, domnișoară, ce frumoasă sunteți, vai, o splendoare! Și ea e conștientă că ea nici pe departe nu arată așa, domnișoară. Da, asta este paralela. Stați un pic că nu mai am baterie. No, lasă-l încolo. Vreau să vă întreb, și când ați aflat că plecați înapoi acasă? Atunci, imediat de acolo, da. După ce dânsul a plecat, s-a știut, mergem acasă. O zis-o și Miron, Cosma, au zis-o liderii de sindicat de la unitățile miniere, direcția Băneasă. Și de acolo ne-am dus la gara Băneasă. Dar cum ați aflat că plecați acasă? Păi liderii de sindicat au spus. Liderii de sindicat de la fiecare mină, nu? Mina Livezen, spre exemplu, de la care eram eu, avea doi lideri acolo. Liderul, care am, vice-liderul Ciontu Ionel, care a murit, și Loiș Ovidiu, care este și după 5 ani de pușcărie la Bârcea, sau 3 ani jumate, 4, că 5 ani au primit toți, care au fost duși la Bârcea câte 5 ani de căciulă, a venit acasă, slavă Domnului, e bine, mersi. E o dovadă că, uite, pentru drepturi sindicale, când ieși din ele și încerci să, așa, să forțezi nota, mă rog, e considerată ilegalitate și ești condamnat. Și ei au anunțat că se pleacă acasă după discursul, da, lui Iliescu. Da, imediat după discursul domnului Iliescu, vă mulțumesc, la revedere, nu știu ce, nu știu cum, mergeți, ura, plecăm acasă. Și apoi au luat cuvântul și liderii de sindicat. Nu, liderii de sindicat au spus clar, fiecare afară, ne pregătim, așteptăm autocarele, să ne ducă autobuzele, să ne ducă la gara, mergem acasă. Gata.
Ce autobuze erau? Ce autocare? Astea nu autocare, autobuzele alea. Alea obișnuite, ale Bucureștiului. Eu știu. Alea sunt de transport în comun? De transport în comun, da, niciun. Nu auto, băi. Ce, dar nu erau ăia nebuni pentru salopetele alea murdare, plină de noroi, de praf, de mină, să bași tu autocarul ăla. Până în lumea nu mai scuteai să-l faci autocar, de-al dracu. Nu. Și pe la ce ori ați plecat? Scaune numai de vinilit, care se spală ușor. Pe la ce ori ați plecat din București? V-ați urcat în tren? Pensionate. După masa. Uite, ți-am promis ieri că mă uit, dar am uitat. Cum îl cheamă pe domnul ăla care... la minister, la guvern, acolo, la etajul 2 ne-am întâlnit cu dumnealui. Nu era cel care era ministrul transporturilor, nu mai știu așa exact. Berceanu? Nu, Berceanu. La era o nulitate Berceanu, să mai vorbim acolo. Așa, nici nu se știa de Berceanu. Așa, nu știu. În sfârșit, ne-a dus de la gara, de la Băneasa, după ce au venit două dacii, au dat la oameni sucuri, după ce le-au dat sucurile, i-au plecat, era un portbagaj și la una era și pe bancheta. Cine ți-a dat sucurile? Sucuri, da, sucuri la sticlă, așa, cum era înainte. Cine? Oamenii aia, pentru mineri, pentru dragii de ei și nu știu ce, nu știu cum, și după ce au băut, cam la un sfert de oră, erau, picau caretezați. Caretezați, eu mă mir că m-am murit. I-am întins pe acolo, pe peron, unde este gardul viu, că așa este gara Băneasa, aici. Așa, aici trece strada, aici sunt liniile ferate, aici pe lângă clădire este ieșire și aici era ceva spațiu verde și peronul ăla lung, frumos, aranjat. Așa. Ei, acolo cum era garbiu din ăsta, de rătitiș din ăsta, așa, acolo i-am culcat pe oameni, ce și cum, între timp... Erau civili cei care au venit cu sucurile. Da, sigur, sigur. Era pe acolo o mașină de asta, de poliției rutiere, m-am dus la el, la mașina aceea, era un domn lent colonel. Mi se pare că așa era atunci, asta era funcția domnului, șeful brigăzii rutiere sau poliției rutiere a capitalei, un domn cu părul alb, cărunt, cu mustață, așa, se vedea pe el, radia inteligență și bun simț, domnișoară. Acel om pe mine și pe încă un băiat care era cu mine ne-a dus repede la guvern direct și ne-a predat acolo la... Am intrat pe poarta A, nu pe B, și pe aia primului ministru. Sigur, am avut la mine legitimația de încă de membru CPUN național, așa, adică ar veni de parlamentar, așa. Niciun fel de problemă. Omul acela ne-a spus, uite, luați legătura, mergeți acolo, eu dispun să formează garniturile, ocupă-te dumneata că te știu de aici, din CPUN, ocupă-te de treaba asta, fără niciun fel de problemă, mână liberă. M-am dus în gară, din nou, tot cu domnul acela, am venit și am spus la șeful de stație, uite, domnule, liniștit, prima garnitură, tot ce este Maramureș și încolo Ardeal, în zona aceea. Prima garnitură scria pe el, cu cretă, frumos. Ardeal, Maramureș și tot încolo. Bun. A doua garnitură a fost Moldova. A treia garnitură a plecat încoace către Muntenia, Oltenia. Așa? La nu știu care tren au fost încă atașate două vagoane, dar alea s-au dus din Băneasa, nu așa, așa mi s-a zis și nu așa mi s-a și spus. Cine acolo, ce v-a zis? Că vagoanele alea care sunt pentru cei care sunt la Alba Iulia, merg în gara Băneasa și acolo vor fi atașate la nu știu care accelerat ce pleacă din București Nord către Brașov, Alba Iulia, nu-i așa, Deva, Simeria, Deva, Arad. Cine v-a zis? Șeful de stație. Așa, și au plecat lumea. Am rămas noi ultimii. Au plecat o garnitură, că nu mai era garnitură dintre aia așa de... supraîncărcată și cu a doua garnitură pensionată am plecat și noi către Petroșani. A doua zi în zori am ajuns aici, pe la 10 așa. Că nu ne-am mai dus cu regim special că se oprește orice tren și că trec minerii către casă. Nu. Ne-am încadrat în orarul de circulație a lor, adică între ăsta care pleacă și următorul care va mai pleca pe traseul ăla, circulați dumneavoastră, ca să fie linia liberă. Și între noi și trenul care a mers în fața noastră, cred că erau după instrucțiunile căilor ferate, distanță de 2-3 stații, nu știu, au ei acolo un regulament, instrucția, cum îi spun ei ceferiștii, nu poate să fie la distanță, că între Petroșan, să zicem, și Târgu Jiu, nu mai este nicio stație, pleacă ăsta din Petroșan și a ajuns la mijlocul defileului, îi dau drumul și la al doilea. Nu. Până când ăsta de, care a plecat din Petroșan n-a ajuns la Strâmbuța, până atunci ăsta la altul nu ia, n-are liber să iese în urma lui. Că pe când a ieșit ăsta, deja are și ăla liber să plece. Se presupune că, poftim, nu este linie de garare și trebuie să-l oprești trenul. Și atunci nu poți să pui două trenuri pe aceeași linie, că n-au loc. Se ocupă macazul de intrare, mi se pare, așa e raționamentul, de
intrat în gară și atunci ai blocat toată linia. Totdeauna unul trebuie să fie pe traseu și ăla... Care era atmosfera în tren la întoarcere? Când ne-am întors, da. Vai de capul nostru. Amărâți, prăpătiți, obosiți, ai de zilele noastre. Ne-am dar v-ați întors cu toții? Cu toții, da. Da, da. N-a rămas nimeni în București? Nu. Au rămas, ba, mint, era să mint. Au rămas în București la oferta făcută de liderii de sindicat de la unitățile miniere către domnul Iliescu, așa, și domnul Cico Dumitrescu, au rămas așa câte grupuri, să zicem, o mină avea atunci 7.000-8.000 de salariați, Lupeniu sau poftim, Petrila, Livezeniu avea 3.000. Ei, de la fiecare a rămas o echipă de 30, 50 de inși, 70 de inși, în duș la unitate militară, unde li s-a dat, nu uniformă militară, domnișoară, li s-a dat uniforme de la fostele gărzi patriotice de pe vremea lui Răposatu Ceaușescu. Din 68, când a fost invadată Ceoslovacia, Nicolae Ceaușescu a decretat stare de, adică a decretat, a hotărât că România trebuie să se înarmeze până în dinți și dacă ne atacă rușii, sovietici, pe timp, sovietici numiți atunci, luptăm până la ultimul cartuș și la ultimul om. De aia s-au făcut cărțile patriotice și aveau armament de infanterie suficient în dotare. Aveau. Și vorba aceea, cum toată lumea a făcut armată, domnișoară, toți bărbații erau bărbați, nu erau tântălei din ăștia, mă ierte Dumnezeu, de asta e adevărul. Și câți oameni au rămas dintre minerii în aceste brigăzi? Probabil vreo 200-250, dar și au venit acasă după câteva zile. Și când nu mai era nevoie de ei, liniștea și ordinea a fost preluată de cei în drept, poliție și cu asta basta. Da, imaginea urâtă a rămas. A rămas imaginea urâtă. Mai aveți cafea? Nu, nu mai am cafea. No. Eu am mai băut una de dimineață. No, bine. Ce s-a întâmplat când s-a revenit acasă? Minerii au reluat lucrul sau ce s-a întâmplat? Bineînțeles, s-au dus acasă și a doua zi. Și au chiar în ziua aceea, cine era în tura de noapte. De noaptea de la 12 până la până dimineața, așa se lasă dus la serviciu. Dar minerii care au plecat în București, zilele alea cât au lipsit, au fost considerate zile de muncă? Nu cred. Nu cred, domnișoară, nu cred. Și altceva, n-au plecat toți care au rămas mina goală. Nu există așa ceva. Întotdeauna un anumit număr în raport de capacitatea minei merge la serviciu, indiferent ce zi este, domnișoară. Sigur, sigur, sigur. De ce? Pentru că mina în continuu trebuie supravegheată. În continuu, acolo, nu există... E foc continuu, domnișoară, ca la oțelării, ca la industria țițeiului. Da, mă interesa, apropo, de cei care au plecat în... Dar atâta s-a rezolvat, pormă că din fonduri sindicale, zice-se, în sfârșit nu mă interesează, s-au plătit biletele de dus întors ale minerii. Nu s-au plătit ele deloc, mai pe urmă, știți. Mă rog. Ce credeți acum despre toate aceste evenimente? Că, de fapt, toți aceia care au îndemnat aici pe plan local și din București, ca minerii, deși de aici, din vale, nu mă refer la el alții, nu ne interesează, dar ăștia din vale să meargă acolo, să facă dovada, solidaritate profesională, nu știu ce, nu știu cum, așa, și alături de guvernul care nu le închide minele cum vor țărăniștii, a fost inutilă, domnișoară. A fost inutilă. Probabil că țara nu sesizează un lucru. Că, vedeți, noastră, nu sunt subiectiv, am mai spus și el, nu. Oamenii ăștia care mor cu zecile, ba înainte mureau cu sutele, nu pe vremea lui Ceaușescu, ba înainte, între perioadele interbelice și antebelic, înainte de primul război mondial, la o singură explozie din asta, așa, sunt oameni care, să ziceți că, se cam iau de piept cu Dumnezeu chiar. Asta este. Sunt oameni care, după ce au muncit alea 8 ore, cum era înainte, în mină, păi înainte de a pleca la alea 8 ore să intre în mină, domnișoară dragă, la 3 schimburi, cum era, încă 3 ore fac 24, omul a plecat de acasă cu 2 ore jumătate, cel puțin, înainte de a intra în mină și ajungea acasă cam după 2 ore, că ieșea, făcea baie, vai de zile lui, mai mergea și la o bere, la o țuică, la un ceva, până ajungea acasă, că la n-avea, domnișoară, timp, nu de familie, nici de sine, domnișoară. Cavita era de obosit. Se muncea, domnișoară. Atunci, cum să spun, randamentul pe un om care era în cărbune era de 3-4 ori mai mare decât astăzi. Și să știți dumneavoastră că din anii ăia 60-70
până în 90 a mai evoluat binișor tehnologia minieră de extragere a cărbunelui, domnișoară. Eu nu știu dacă astăzi România, acolo unde e statul proprietar, mai este în stare să aducă utilaje de la japonezi, de la americani, de la englezi, de la nemți, de la austrieci, de la suedezi, să nu zic și de la sovietici, de la ruși. Nu, domnule, nu. Au dus dracu toate alea. O spun cu părere de rău, pentru că, vedeți, noastră, eu sunt în Petroșan, adică eu, neamul meu, avem 4 generații. Bunicii mei, părinții mei, noi și copiii mei. Și nepoții mei, care mai vin doar în vizită pe aici. E foarte neplăcut la un părinte să se despartă de copii și să știe că copiii plecați pentru pâinea lor cea de toate zilele, la mama dracu, tot mai departe, mai departe, mai departe. Cine credeți că este responsabil pentru violențele petrecute în zilele de 13-15 iunie 90? Aia, întrebarea asta numai Bucureștiul meu puteți spune. Cei care conduceau țara atunci, indiferent de culoare politică, că erau la putere, că nu erau la putere, domnișoară, CPU-neu a fost CPU-neu. Consiliul Provizoriu de Uniune Națională. Eu vă spun, rar am văzut om care să vorbească cu asemenea elocință, frumos, impunător și cu personalitate, cu putere asupra auditorului, ca domnul Radu Câmpianu la timpul acela. Domnul Răposatu Rațiu vorbea el așa, dar el avea un aer de la aristocratic, nu știu ce, nu știu cum, cum îl cheamă. Credeți că Rațiu și Câmpianu sunt la fel de vinovați ca și restul autorităților? Sau? A, da, de unde? Nu au plecat de la Câmpianu și nici de la Rațiu așa ceva și nici de la, cum îl cheamă, Corneliu Coposu așa ceva. Nu. Se înțelegeau aceștia trei, vârfurile, să zicem, opoziției stângii, centrul stânga FSN-ul și dumnealor țărăniștii și liberalii, domnule, erau oameni inteligenți care se înțelegeau foarte bine cu vârful stângii de atunci al PSD-ului, domnul Iliescu. Și atunci... Nu prea discutau dumnealor cu domnul Petre Roman, că știau că la un țânc din ăla care a ajuns acolo pentru că a vrut nu știu cine, așa, nu avea. Nu. Deci, practic, conducători... Conducătorii așa adevărați în clipele acelea de după decembrie 89 au fost 4. Aceștia 4 erau. Poftim, ordinea este, hai să zicem, Câmpianu, litera C, Iliescu, nu? I, de cine am mai zis? Rațiu și, nu, a, Câmpianu, Coposu. Da, Câmpianu, Coposu, Iliescu și Rațiu. Aceștia erau vârfuri adevărate, inteligente, în politică, domnișoară. În doctrină de partid și trebuie de fapt. Aceștia. Restul erau din aia umpluturi și... Dar atunci, păi, cine a avut curajul să-l facă pe unul dintre viceprim-ministrii țării cap patrat în iulie 90? Subsemnatul domnul Adrian Severin. Eu am spus clar la guvern. N-am venit să discut cu un cap patrat ca dumneata, domnul. Mă, tău, nu vezi delegația care mă soțește din județul Hunedoara. Noi am venit să discutăm cu primul ministru. Dacă nu acceptați, noi am plecat. V-ați mai duce acum la București? La ce? Domnișoară, datele probleme sunt cu totul schimbate, domnișoară. Datele probleme sunt cu totul schimbate, nu? Credeți că a avut vreo influență asupra evoluției minelor? Da. Răzbunarea țărănistă s-a arătat în 96-2000. S-a arătat, domnișoară. S-a arătat. Țărănistă, nu liberală. Atenție mare, țărănistă, s-a arătat. 96-2000. Adică. În ce sens? Păi s-au închis minele, nu? S-a desfințat tot ceea ce era pe verticală și pe orizontală în proporție de 70% din minerit. Domnișoară, cu cărbunele scos de oamenii ăștia, cu prețul sângelui, să știți că o țară întreagă a avut energie electrică, domnișoară. Și credeți că, practic, țărăniștii au răzbunat aceste evenimente din... Păi cine conducea atunci? Nu CDR-ul era. Cine era prim-ministru primul? Care a spus în Parlamentul României, citez, noi nu suntem francezi, noi nu suntem germani, noi nu suntem englezi, noi nu suntem americani, noi suntem români. Ce vorbea? Ce a fost el? N-a fost lider de sindicat. A? Ați văzut? Și acum dumnealui vine și
mai face pe fălcosul, să zic așa, că așa și pe dincolo, domnișoară. Până când n-a fost prim-ministru, fiica dumnealui n-a putut să meargă la studii în străinătate. Asta știți că atunci când a început închiderea minelor, Banca Mondială a dat pentru fiecare om care pierde locul de muncă, a alocat 10.000 de dolari. 10.000 de dolari, vă rog să rețineți, din care spune așa, 7.000 de dolari merg pentru a se face locuri de muncă de suprafață. Uzine, fabrici, ceva. Și 3.000 de dolari în lei, la cursul zilei, îi se dă omului să aibă din ce trăi, ca până își ocupă alt loc de muncă. Unde sunt aia 7.000 de dolari de fiecare om? Sute de milioane de dolari. Trebuie întrebat domnul Ciorbea, trebuie întrebat domnul ălalaltul și ălalaltul care au fost atunci în partid, în conducerea statului. Știți cu ce am înspăimântat pe oameni? Am zis, băi, fraților, e greșit, mă, ăia sunt din India, care îi vedeți voi acolo cu cameră. Sunt reporter din India, mă, și transmit și arată ce înseamnă solidaritate. Opa, dacă ne arată, până bine. Mă, să vă dați seama ce era acolo în hol și în hotelul ăla la Inter și la mașinile alea frumoase parcate pe acolo prin toți. Dacă se dezlănțuiau ăștia că aici e unul care ne face de rușine și ne nu știu ce și nu știu cum. Să știți că multe rele se pot evita cu tact. Iliescu a avut tact. Are el o școală de politică, de politician și școală politică nu prea are România la... Și nu o spun eu. O spune Occidentul, domnișoară. O spune lumea, vestul, estul, cum doriți. Asta este adevărul. Care credeți că este cel mai mare rău pe care l-au produs evenimentele din 13-15 iunie 90? Domnișoară, dacă nu era 13, nu era nici 14. E bine? Asta este adevărul. Dar care este a fost acțiune și reacțiune. Care credeți că este cel mai mare rău din perioada respectivă? Cel mai mare rău produs de aceste evenimente? De aceste evenimente? Imaginea României, de fapt. Atât. Imaginea. No. Imaginea, nu. Altceva nu. O marcat formă, de fapt, domnișoară, România a rămas întreagă în 89 în decembrie, nedezmembrată statal, adică teritorial, pentru că, de fapt, aș vrea să văd și eu actul pe care l-a semnat domnul Iliescu și cu domnul Brucan și Petre Roman față de Occident, că vor pune la pământ industria și economia României. Singurul adevăr pe care l-a spus în tot ce a grăit acest Vadim Tudor, mare adevăr pentru această țară și acest popor, este că țara asta și poporul ăsta trebuie ras. Asta este așa. Nu o să vă dați seama ce era această țară și acest popor când noi eram în stare singuri să înfruntăm colosul sovietic, domnișoară. Când de jur împrejurul nostru erau trupe sovietice din tratatul de la Varșovia. Nu o să știți că țara aceasta în timpul lui Ceaușescu, după date străine, numai la capitolul tancuri, România avea atâtea din producție proprie, cât nu aveau toate celelalte țări socialiste de din afară, de fără trupele sovietice de ocupație și fără Rusia, Polonia, RDG, Ceoslovacia, Maghiaria, Bulgaria, toate la un loc nu aveau atâtea cât avem noi, din niciun capitol. Eu sunt om care în armată am făcut aplicații comune în cadrul tratatului de la Varșovia. Rar la altcineva, la orice armă, locul întâi în afară de România. Erau ori nemții, redegiștii, ori cehii, ceoslovacii. Restul, rușii erau mereu ultimii. La ei nu conta precizia, exactitatea, la ei conta cantitatea. Dă-i, bă, ce nimeresc ăștia cu o rachetă, noi din 200 tot nimerim și facem prăpăci. Cum credeți că au influențat evenimentele din 13-15 iunie 90 mentalul colectiv? La nivel de țară. La nivel de țară. S-au dus aia și au făcut pe ei. S-au dus minerii ca să facă pe ei. Au arătat, ia uite ce barbari sunt. Asta a dus pentru Valea Jiului imaginea, barbaria aia. Da, bătutul fără niciun fel de nu știu ce de Dumnezeu. Ce ai avut cu el? Domnișoară, și de bătut acolo dintre minerii care erau din Valea Jiului, au bătut, repet, numai lichelele și pușlamalele, cărora nu le-a plăcut munca la mină, care totdeauna umblau cu să trăiți șeful, nu știu ce, domnul șef încoace încolo, înainte tovarășul, trăiți, nu știu ce, ăia. Omul care, să știți... Credeți că acești că studenții care au fost bătuți atunci erau niște lichele care umblau cu... Aia, bă, dracu, lichele. Păi, dar era normal să fie așa tineretul, dar ce? Eu nu purtam blugi? Numai că blugii de atunci, care erau din import, păi erau de calitate. Un costum de blugi te ținea 20 de ani să-l porți zi de zi. Nu ca zdrențele astea de astăzi de le luăm pe noi. Păi era mor după
5 de ăștia raiați, original francez, ăștia, ce-ai dă capul meu? Păi dam un salariu, domnișoară. Un lucru de calitate, luai cu un salariu de miner. Adică dădeai 3.000, astăzi trebuie să dai 20 de milioane. Dar luai un lucru de calitate. Că erau țigări, că era orice produs din Occident, era ganz ghivir ăla. Asta este adevărul. Astăzi trăim tot cu CE, Comunitatea Europeană. Ați avut vreodată senzația de-a lungul șederii în București că există oameni ai securității infiltrați printre mineri sau că există oameni ai securității în locurile pe unde au ajuns minerii? Domnișoară, serviciile secrete trebuie să fie prezente în tot, în oriunde, în țara lor. Au fost, sunt și vor fi. Numai că, spun un lucru, sunt absolut convins că pe stat de plată la serviciile secrete comuniste nu erau nici o cincime din cât sunt astăzi pe serviciile stat de plată ale României de astăzi. Nu erau o cincime. Turnători au fost, sunt și vor fi. Nu vedeți din filme cum vedeți că să avem un om infiltrat între mafioți cu droguri, între tâlhari, între criminali. Omul sub acoperire, domnișoară. Nu era nevoie. Nu era nevoie. Era o soliditate și o siguranță a zilei de mâine. În Tatăl nostru, rugăciunea răspunde, Tată, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă și astăzi. Păi atunci nu aveai decât calitatea, să vrei să muncești, că ți-o dădea. O aveai. Și o aveai cu demnitate. Domnișoare, nimeni nu pretindea că dacă erai un simplu lopătar, că tu atât aveai patru clase și nu știi să faci altceva decât târnăcopul și lopata, să ți se dea salariu de director. Nu. Venitul tău putea să depășească venitul directorului. Da. Păi vara se muncește de dimineața până seara. Încercați să vă plimbați doamnă pe podul ăla de la judecătorie aici de după biserică, cum mergem pe strada asta în jos, și veți vedea că după masă la 4-5, ăia care toarnă digurile alea de zidurile de beton, malurile din beton, așa, nu mai lucrează. Păi de ce mă tancur nu lucrezi, măi? Că e vreme de construcție, e vară. Vara construcțiile trebuie să duduie de dimineața de înainte de a ieși soarele până ce apune soarele, domnule. Care credeți că a fost semnificația acestor evenimente? De ce credeți că s-a intervenit atunci în piață, având în vedere că nu prea mai erau oameni? Înainte să vină minerii. Ei, păi probabil s-a vizat că ăștia care au fost dispersați în noaptea de 12 spre 13 dimineața, nu-i așa? O să se mai adune și nu știu ce și nu știu cum și să nu mai vâre, nu mai scoate castana din foc cu mâna autorităților, că autoritățile lasă că o să vină poporul, țara și nu știu ce și nu știu cum. Sigur, a fost o mișcare inteligentă din partea elora care au aranjat și dar nu și-a și atins scopul, dar scop prin ricoșeu. Adică, care credeți că a fost scopul? Păi, repet, ce am tot spus. Raderea lui Iliescu. Compromiterea lui, că uite ce criminalul cu tare. Cine avea interes să-l compromită pe Iliescu? Păi nu, la dreapta, opoziția, bineînțeles. Ba chiar și de-ai lui, de acolo, din jurul său. Ei, domnul Iliescu l-a mors dat pită caldă, ăsta este adevărul, ce să mai vorbi. Dar, dintre cei care tot timpul erau pe lângă domnul Petre Roman, până în iunie, acolo, la Palatul Parlamentului, la sus, la Mitropolie, acum, nu așa, ei, acolo erau oameni din Valea Jiului care și astăzi sunt bine mersi să vedeți noastră ce funcții bune au. Fiecare și-a făcut plinul, alții și-l mai umplu și de acum încolo. Petre Roman nu mai este prim-ministru, nu mai este nici șef de partid, nu-i așa? Că i-a dat cu piciorul domnul Băsescu. Așa că, ce, păi, dar nu-i așa? Atât. Dar de ce credeți că au fost aleși tocmai minerii să scoată această castană din foc? Domnișoară, nu există solidaritate profesională la nicio altă profesie cum există la mineri. Înșoară, când s-a întâmplat la o mină ceva, sirenele alea care sunt în vale, știți cum urlă? Știți cum se face pielea de găină să ridică părul în cap când te gândești, mă, e unul sau sunt 100? Eu cu mâinile mele am scos numai de la mina Livezen 53 de morți. Asta știți ce înseamnă când vezi că este copt, rumenit de flacăra aia de gaz metan care a explodat, cum, așa cum rumenești porcul când îl prăjolești de Crăciun, de Ignat? Știți ce înseamnă ca să vezi la un om solid, bine legat, ca toată carnea de pe partea stângă, așa când am pus mâna pe el să-l ajut îmi rămâne aici așa, ca o halcă mare de slănină, și urmele coastelor să se vadă pe carnea care este pe pieptul omului cu dungi din alea de ziceai că...
vreau să știți ce înseamnă să-l aduni pe om bucăți, bucăți, să-l ras cu lopata de pe pereții galeriei, bucăți de carne? Mai vorbim. Solidaritatea, deci. Știți cum? Ați văzut masacrul de la acolo, când a explodat, de a murit reporterul de la Antena 1, nu? Acolo la... Petrila. Nu, Petrila, naiba. La mașina aia care a sărit în aer cu azotat de amoniu. Acum câțiva ani. Da. E? Ce-o mai rămas de ei? Nimic? Nu vedeți în filme că atârnă cioate de... Vai, șamar. Ați văzut dumneavoastră om ars de viu în câteva secunde, că din toată fața lui, din carnea care era numai nimica și osul frontal și falca și pe aici, pomeții obrajului, sunt atâta de scrumuiți, osul atâta e de scrumuit, în fracțiuni de secundă, că-i ca o hârtie de șmirgăl. Eu l-am ținut în mâini și era lăcătuș bana. Crezi că această solidaritate a minerilor a contat în momentul în care au fost... Dacă ai vrut să aduci masă mare de oameni în București, indiferent cu ce scop, da, se poate. Mergem că ne ia pita. Păi... Minele se închid, nu de aia că nu sunt rentabile, stimată domnișoară, tinere domn. Minele se închid să rămână rezerva de cărbune imensă care mai este aici așa, neatinsă pentru altcineva. Eu sunt român, sunt ardelean, domnișoară, sunt moț. Asta pentru noi ardeleni spune cam multe. Nu să credeți că băiatul ăla, Mile Cărpenișan, sau așa îl chema, nu? Reporterul de la ce post, Antenă, da? De-a murit. A murit că ce și cum? Cine a fost cel mai mult prin Irak și prin Iugoslavia? Pe mine bombardamentele americane civilizatoare ale sârbilor m-au prins în Craguieva și în Prâșevaț. Eram la muncă acolo ca să-mi ajut copiii cu un venit ceva, încă în plus cum am muncit peste tot și n-am băut și n-am fumat bani. Asta n-ați văzut ce înseamnă bombă cu grafit. Când dai cu o bombă de aia cu grafit, se împrăștie, cred că se face o sferă de jumătate de kilometru diametru și tot ce prinde raza lui este electrocutat de la linia de înaltă tensiune peste care se dă, sau posturi imense de transformare, și tot ce este pe acolo este ars și electrocutat. Nici 5% din ce au bombardat americanii n-au fost obiective ale puterii lui Milošević. Nu, domnule. Milošević a fost un erou. Nu numai sârbii au omorât la musulmani. La fel au făcut și croații. Dar croații sunt de-ai lor.